Cum te ard pe rug moldovenii, exact. N-o face nimeni. Știi în ce constă manifestarea puterii pe care tu ai făcut-o cu interviul ăsta? Tu ai dominat agenda publică. Tu ai făcut oamenii să vorbească despre tine și despre ce ai făcut tu. Asta înseamnă că tu ai influență. El ar putea fi lăsat să candideze? Sau să-și facă partid? Eu nu știu altă țară în care stau politicieni în unul în Ierusalim, altul în Londra, așa treilea, nu știu unde, și ei participă activ la viața politică, au partide, candidează. Dar care e miza Rusiei aici, în Republica Moldova? Dacă să fie nu la referendum, super. Deci eu cred că miza lor o să fie foarte mare. De ce de multe ori nu cei mai dotați cu calități și virtuți ajung în vârful puterii? Pentru și un om normal, întreg la minte, s-ar duce la putere. Unica noastră telenovelă e politică. Invitatul interviului fără protocol de astăzi este Ion Grosu, expert în comunicare strategică. Noi foarte expres am organizat interviul ăsta. Eu am făcut interviu cu Vyacheslav Platon, tu ai făcut, nu știu, a doua sau a treia zi un video în care ai analizat interviul ăsta, ai spus ce-ți place, ce nu-ți place și eu m-am gândit că ar fi interesant noi să analizăm asta mai desfășurat. Eu sunt omul direct implicat, tu ești cel care ai văzut asta dintr-o parte, da? Ar fi fost util să fie aici și Vyacheslav Platon. Să fie și Vyacheslav Platon aici pe centru, dar spune din păcate el în Moldova, nu știu când o să fie. Așa că mă bucur că ai acceptat. Mersi, mersi. Dar întâi de toate vreau să explicăm celor care ne urmăresc de ce anume pe tine te-am invitat, că tu ai legătură cu domeniul ăsta, ce înseamnă comunicare, tu știi cum reacționează publicul, de ce reacționează așa, pentru că ai mulți ani de experiență, inclusiv la guvern, inclusiv la președinție, ai fost consilier al Maie Sandu, ai fost consilier al lui Dorin Recean, acum ești liber profesionist? Da, am o companie de consultanță în comunicare, am și contracte individuale, dar accept și alte oferte. Deci mă folosesc de moment. De ce mi-a fost interesant să discut cu tine inclusiv? Pentru că tu ai făcut licența în jurnalism și masterul în filosofie la USM. Și am plus studii la asta în limba și literatura arabă. Aici mai puțin o să avem de discutat, dar ceea ce găsisem, că tu ai consultat companii private, organizații internaționale și instituții deja guvernamentale în comunicare publică și de criză. Adică tu ești persoana indicată să vorbim despre ceea ce se întâmplă acum în Republica Moldova și riscurile care sunt și, de fapt, cât de eficient comunică guvernul. Dar hai să le luăm pe rând. La noi acum trăim într-o era rețelelor sociale. Da. Și creează impresia de multe ori că dacă nu ești activ pe rețelele de socializare, nu existi. Și invers, dacă ești activ și ești foarte urmărit pe rețelele de socializare, îți creează impresia că contezi sau cei care au acești urmăritori au iluzia că contează foarte mult. Tu ce părere ai în general despre tendința asta? Unde îi aduce? Eu lucrez cu audiențele. Deci specializarea mea este Republica Moldova. Și eu lucrez în campanii care au loc aici în Republica Moldova, fie ele electorale, fie ele comerciale, fie ele de schimbare de comportament sau de atitudine. Respectiv, tot timpul când setez o audiență și o cercetez, tu îți dai seama cât de diferiți suntem noi, oamenii din Republica Moldova. Și comunicatorul nu are dreptul să știe din start cum o să reacționeze audiența, pentru că asta este calea spre greșeală. Sunt foarte mulți oameni în Moldova care nu au nicio tangență cu rețelele sociale și la care, ca să ajungi, dacă încerci prin rețelele sociale, tu n-a să interacționeze cu tine. Realitatea acum, pentru undeva 20-25% din moldoveni, ea nu este formată de rețelele sociale. Dar pentru un plast foarte mare de societate, realitatea, eu aș spune că se împarte în două. Este realitatea virtuală și realitatea obiectelor din jur și a întâmplărilor reale. Eu cu tine acum suntem, ne aflăm fizic aici. Și asta e diferit de contactul nostru în realitatea virtuală, da? Când eu am urmărit un video de-a tău, tu ai urmărit un video de-a meu, e altceva. Dar realitatea asta virtuală, pentru un număr foarte mare de oameni, este mai importantă.
Eu am observat un fenomen și dacă greșesc să mă corectez, eu am impresia că oamenii sunt mai răi în online decât în realitate. Pentru că nu pot primi un pumn în băt. Asta e unica diferență. Crezi că ei... Absolut. Toți oamenii ăștia care ne amenință cu moartea și pe tine și pe mine, ei undeva la piața centrală, ei nu amenință cu moartea. Un om care a spus ceva și nu le place lor. De ce? Pentru că ei există contactul ăsta fizic. Știi, românii au o vorbă, ce dai, mă, nu poți înjura? Așa și online. Online, când e hamă, e hamă, dar când se dă poartă la o parte, dă din coadă și se duc. Este o necunoaștere a omului, a sinelui. Deci omul nu se cunoaște pe sine. Asta este problema mare a sondajelor. Când tu ești întrebat dacă tu ești curajos, și noi aflăm că 60% din oameni sunt curajoși și 40% consideră că nu sunt curajoși, asta e informație absolut inutilă, pentru că opinia omului despre dânsul, ea este secundară. Și eronată de multe ori. Și sunt oameni care, eu le puneam o întrebare, de exemplu, în focus grupuri, erau foarte porniți contra furtul miliardului, încă în perioada când asta era la temă, vreo 5 ani oricum. Și la șor, trebuie puși la zid, împușcați, chestii treste. Și într-un moment, după ce se mai relaxau oamenii și își răsuflau toate astea, eu întrebam, dar să zicem că e campanie electorală și în o gradă la tine intră Ilanșor și se întinde mâna. Fața se schimbă. Omul oricum spune că eu aș striga, nu știu ce aș face, dar fața deja se schimbă. Dar în realitate, când intră un om din televizor la om în curte, el își schimbă comportamentul. Asta e o chestie irațională. De ce pentru polițieni așa de important să dai mâna cu oamenii? Pentru că interacțiunea asta, ea generează, ea schimbă omul, schimbă atitudinea lui față de altul. Mie mi se pare că omul ăsta n-are consecvență. Adică în momentul în care tu ești foarte răutăcios la adresa cuiva pe rețelele de socializare și când îl vezi în față și ai ocazia să-i spui tot ce crezi și să te ușurezi și nu o faci, mie mi se pare lipsă de curaj, fără demnitate și tot așa. Pentru mai departe. Pentru că el e în lume virtuală. El strigă la televizor. Înțelege că e personajul acela care se uită la știri și zice, da, mai mamă, ce ziceați-vă voi? El, asta e o chestie psihologică. El vine, că nu uita. Oamenii trec pentru o perioadă foarte grea. Ei acum, chiar și familiile tinere în care ambii părinți lucrează, ei cu greu se descurc să achite tot, mai ales acum în perioada rece. Ei vin obosiți acasă, stresați din cauza banilor, datoriilor, vin credite, prețurile cresc și ei vor cumva să se relaxeze, ei intră pe TikTok sau pe ceva și ei ajung la tine sau ajung la informația că tu ai făcut interviu cu Vecislav Platon. Și tăți nervii ăștia. Înțelegi? Și mai că se ușurează omul. Absolut. Dacă da, atunci perfect, oameni buni cu mine. Eu am scris odată despre funcția politicianului. El este un stâlp în mijlocul pieței mari internaționale în care fiecare om vine și stăchește. Și sunt mai bine de la asta, mai curat. Toți politicienii în toate țările sunt urâți. Urâți în sensul că acțiuni. Indiferent ce și cum nu fac. Nu sunt iubiți. Indiferent. Chiar Charles de Gaulle. În anii 60, jumătate de Franță lurea. Și îl ură pentru că asta este una din funcțiile lui de bază. Să absoarbă toată ura asta, să o absoarbă și să facă oamenii să nu-și taie gâtul unul la altul. Cred că fiecare dintre noi s-a convins măcar o dată în viață de corectitudinea proverbului, paza bună trece primejdia rea. Și că e mai bine să te asiguri decât să treci printr-o situație complicată. Compania Alert.md este cea care îți poate oferi o siguranță totală atât pentru casa, cât și pentru afacerea ta. Înainte de toate, compania oferă un test drive pentru sistemul de securitate ales, ca să înțelegi că e cel mai potrivit pentru tine. Sistemele de securitate sunt instalate de ingineri calificați care au o experiență de mai mulți ani în acest domeniu. Lucrările sunt făcute în termen scurt și sunt verificate de către inspectorul superior. Plus la aceasta, confidențialitatea ți este garantată, deoarece inginerii semnează un acord de nedivulgare a informațiilor. De asemenea, toți angajații companiei Alert.md au cazierul juridic verificat și curat. Compania lucrează cu cele mai moderne sisteme, iar camerele de supraveghere înregistrează imagini de cea mai înaltă calitate. Mai mult chiar. Echipamentul pe care îl folosește are un procent atât de mic de defectare încât producătorul nu are un service centru în Republica Moldova. Camerele care se defectează sunt schimbate imediat,
cu altele noi. Alert.media îți poate proteja la maximum casa, apartamentul, biroul sau afacerea. Fă click pe linkul din descriere, află mai multe detalii despre companie și comandă un test drive pentru a te convinge că la alert.md găsești cele mai bune soluții pentru siguranța ta și a familiei tale. Hai să trecem la partea asta cu tăiatul gâtului. Deci tu ai avut răbdare. Și de fapt au fost destul de mulți care mi-au scris că s-au uitat integral interviul, da, cu Veceslav Platon. 4 ore și un minut. Și tu te-ai uitat cap-coadă, bănuiesc mai că mult câteva că eu la unele răspunsuri mă întorceam. Aha. Și mai analizam odată atât, verbal. Atât de mult te-a prins. Hai să încercăm să explicăm de ce acest interviu cu Veceslav Platon a generat atât de multe reacții și emoții în spațiu public. Trebuie să începem ca Putin de la Rurik. Moldovenii ca popor, ei au o atitudine foarte haiducească față de orice manifestare a puterii. Noi am fost ocupați sute și sute de ani, zeci și zeci de generații. Pentru zeci de generații, statul era un instrument al ocupației care îți lua ței bunurile și nu îți oferea nimic. Fie că asta erau otomani, fie că erau grecii care au condus Sudan Moldova după Dimitri Cantemir și vitejea lui, fie că erau rușii în perioada țăristă, fie că erau deja perioada românească, fie că era perioada... Deci niciodată nu era statul considerat ca ceva a nostru. Probabil ultima dată asta a fost cam zona Petru Rareș. Ultima dată când tu simțeai că statul, instituțiile statului, armata, noi, vama, știi, tot asta e a nostru cumva și lucrează pentru ca să ne apere și ca să fie pentru noi. Iată, asta a dispărut pentru noi, suntem pe falea asta între imperii și noi eram la marginea unui imperiu tot timpul. Fie din sud, fie din est, fie e cam un parc din vest. Da? Și asta creează o deprindere. Oamenii duceau la Țarigrad ca să obțină firmanul și să rezolve problemele. La Moscova, acum îți duc la Bruxelles. Da? Într-un fel. Și atitudinea asta haiducească și lipsită de încredere față de stat, ea se resimte și acum. Și statul, și ea lucrează ca oglinda. Cei care ne meresc la putere, la fel. Ei sunt cumva asta. Și ei folosesc asta. Ei folosesc statul ca o metodă de a se îmbogăți și nu ca o metodă de a, ok, hai băieți, ce facem mai departe? Hai să organizăm țara aia ca așa. Hai ștergem pe tăiat, hai distrugem toate clădirile sovietice, hai de la zero reformulăm tot. Nu avem curajul ăsta nimeni. Republica Moldova acum, instituțional, dacă te uiți, este o continuatare a Moldovei sovietice și a structurilor sovietice create. În tot, chiar și în primăria Chișinău, dacă te uiți la departamentele, la structuri, fix aceleași. Și în sensul ăsta, moldoveanul știe că statul pe dânsul minte. Că statul lămăjește, că statul ia bani și-i fură. Și din păcate, începând cu programul Pământ și programul de privatizare, cu programul de vouchere și de cupoane, cu programul, cu ceea ce s-a întâmplat cu băncile, toate astea sunt consecințele de strâmbării Uniunii Sovietice, dar ele sunt asociate cu Republica Moldova și cu statul Republica Moldova. După asta, ceea ce a urmat cu perioada de privatizare, anii deja aproape 2000, după asta, perioada lui Voronin a fost ok, nu cu ok, dar așa mai stabilă, cumva neclară. După asta, ai ieși furtul miliardul. Deci statul nu a dezamăgit așteptarea asta oamenilor, că eu să fie furați și o să fie amăgit. Este o mare neîncredere între oameni. Deci nivelul de încredere a oamenilor în alți oameni, în Moldova, este foarte mic. E foarte greu în Moldova să creezi o asociație, orice asociație, între orice oameni. Și aici noi avem problema asta istorică, că oamenii n-au încredere unii în alții pentru că ei știu că ei într-un moment o să fie trădați sau omegiți sau furați. Și doi, asta e o problemă a sistemului de educație, care educă individualiști și nu educă deloc lucru în echipă. Noi nu avem experiență în școală în care noi ca grup am reușit să facem ceva în comun. Nu e așa. Tot timpul ești singur, tot timpul ești în competiție cu alții și tot timpul nota o primești singur. Și ajungem că noi educăm generații și generații de oameni incapabili să coopereze. Dar după asta cerem de la dânși să lucreze în grup. Las că ei lucrează în grup foarte bine pe rețelele de socializare când e vorba de a călca în picioare pe cineva.
Hai să revenim la reacția asta. Nu încurca grupul cu haita. Sau cu mulțimea, da? De ce ea emoționat atât de mult și a provocat reacții în rândul publicului interviul cu Platon? Deci Slav Platon este o persoană care, în opinia majorității oamenilor, este asociată cu niște acte mari de lapidare și corupție. Deci, poveștile lui despre cum el vindea vagoane de pasageri la 21 de ani, eu nu știu, tu la 21 de ani aveai multe vagoane de pasageri? La 21 de ani mai jucam în nisip. Ok. Eu la 21 de ani nu aveam vagoane de pasageri, că se le vând în Ucraina, dar el e că avea. Și poveștile lui că exodul capitalului, scoaterea capitalului din Rusia este legal sau nu știu ce, dar fără a spune care era mecanismul de scoatere a acestui capital și cum erau folosite judecățile din Moldova și datoriile inventate de companii fictive din Moldova. Tot asta cu spălătoria rusească. Da, chestii care... acum, eu vreau din clar din start să spun că eu nu sunt nici procuror, nici judecător. Mine nu mă interesează realitatea, ce s-a întâmplat în realitate. Mine mă interesează percepția. Și în cazul dat, percepția la majoritatea moldovenilor este că Veaceslav Platon este un om implicat într-o schemă ilegală, coruptă, prin care miliarde de dolari erau scoase, spălate din Rusia, prin Căușeni, judecătorie din Căușeni, după asta Letonia, după asta, chestiile astea au apărut în public, au fost foarte intens citite, respectiv el este o persoană asociată cu acte de corupție și sărăcirea Moldovei în anii 90-2000. Într-un fel, da, el a fost o să zicem, ținta unei campanii foarte clare de imaginea lui să fie și mai tare ponegrită pe vremea lui Plahotniuc. Și Plahotniuc își poziționa iată aducerea lui din Ucraina ca un act de putere supremă, știi, nimeni asta, de la Smirnov încoace, noi încă din Kiev n-a răpit pe nimeni, vorbește. Și iată, el asta a reușit datorită relațiilor cu Poroșenko și era o acțiune de manifestare a puterii Republicii Moldova foarte mare. Timpul Plahotniuc, iată, erau chiar și operațiuni în Cernăuz, Vinița, cu Odessa, adică se rezolvau niște probleme cumva de interes național. Da? Voronin nu a putut doar să-l prindă pe Platon. Dânsul l-a arestat și el dimineața a dispărut. Și lui Voronin, că eu îmi imaginez consilierii lui, care l-așteptau dimineața să-i spună că Platon e în Transnistria sau în Ucraina sau unde a fugit el. Imediat ce a fost eliberat. De asta și de-a lungul anilor i s-a creat o imagine foarte, foarte prost. Acum, noi avem în relația cu formatorii de opinie o istorie a discreditării și decredibilizărilor în relația cu politicienii. Pe de o parte avem foarte multe prezentatoare TV care sunt căsătorite și au relații cu politicieni. Așa se întâmplă, nu știu cum, la noi în Moldova, fenomenul ăsta. Și Dorin Chirtoacă, și din partidul lui, și Vlad Filat, și mulți alții. Deci, persoane față de care este un atașament din asta irațional, că prezentatoarea TV, el, pentru moldoveni... Etalon? Da, nu etalon, dar e... Știi fenomenul ăsta în Rusia, este prezentatoarea care la vreme? Nemuritoare, da. Iată, sentimentul ăsta de atașament foarte mare față de prezentatorul de știri, el e un fenomen post-sovietic foarte interesant, pentru că e ca Frumusache, da? Sau asta era, zicem, sursa adevărului, da? Și oamenii se lichesc de prezentatorii TV. El stă, el se uită la tine în ochi, unicul care se uită în ochi la tine din televizor, da? Restul tăți interviuri, chestii, nu neapărat așa. Și zi de zi, deci asta e ca un drog. Și tu ai un atașament de față de oamenii ăștia și într-un moment ei hop și devin cumva afli lucruri despre dânsă că ei cu polițienii, de fapt, au o agendă ascunsă. Da, asta e una când asta au o agendă ascunsă. Dar e cu totul altceva când un jurnalist merge și ia un interviu de la oameni cu diferite opinii, cu care el este sau nu este de acord. Tu acum vrei să cumva să duci direcția răspunsului în... Deci formulez întrebarea în felul următor. Iaca, eu n-am luat bani, da? Tipa. Cum eu să conving oamenii ăștia care cred că eu am bani? Că eu n-am luat, doar noi realitate. Despre asta o să discutăm. Dar realitatea nu contează. Realitatea nu contează acum. Realitatea contează percepția. Pentru că noi vorbim de opinia publică și opinia publică dă verdictul imediat. Asta e instant justice.
Și opinia publică în legătură cu interviul tău cu Platon a dat verdictul. 5 minute după ce interviul a apărut. Chiar dacă are 4 ore, da. Asta e, deci nu a contat conținutul, a contat prezența lui în genere. Tu ai vorbit în video ăla pe care l-ai făcut de 22 de minute pe Facebook despre faptul că oamenii nu s-au uitat pe conținut, pe întrebări, dar în general prezența lui pe canalul meu de YouTube a fost un trigger, și mai ales că majoritatea urmăritorilor la mine aici pe YouTube sunt pro-europeni. Și de-a lungul timpului ei au venit aici pentru că anumite valori pe care le promovam și le promovez și o să le promovez în continuare. Dar a fost un trigger pentru ei. De ce? Cu oamenii ăștia e clar că nu cred ceea ce spune un om pe care ei îl consideră hoț, bandit. Ei pot să-l asculte, ei pot să înțeleagă ce planuri are, dar ei niciodată nu o să creadă că omul ăsta poate să-i fericească. Pentru că suntem puțini. De asta e trigger. În Moldova, oameni care, nu cu verticalitate, dar care măcar pretind că servesc interesul public, sunt foarte puțini. Și din păcate, noi avem experiențe negative când oamenii ăștia s-au adeverit a fi niște oameni corupți. Pentru că avem un prezentator de știri care a apărut o interceptare acolo cu rata la apartament, dacă ții minte. Avem prezentatoarea care a format o generație întreagă de anti-Plahotniuc, care a avut scandalul ăsta, Natalia Morari, da, cu Vecislav Platon, ceea ce e un fenomen care nu se încadrează nici într-un tipar. Că asta nu e nici operațiune specială, nici asta s-a întâmplat cu dânsă, ei asta au făcut, asta le-a distrus. Eu a distrus și altul sunt Natalia Morari imaginea, și la TV8, pentru TV8 a fost o criză foarte mare, și asta a fost trăit foarte intens, pentru că oamenii din Republica Moldova înțeleg că ultimii 30 de ani ei au fost furați. Și au fost furați de conspirații ale unor oameni corupți, conectați cu fostele structuri sovietice și care iau toată seva din copacul ăsta. Și într-un moment noi tare, tare vrem să scăpăm de rahatul ăsta. Eu am impresia că aici un pic e altceva. Însăși imaginea odioasă și toxică a lui Veaceslav Platon în percepția publicului, indiferent de cine se alătură, da, într-un format de interviu sau de discuții sau orice altceva, el îl influențează negativ. Punct. Hai să spun altă întrebare. E ca mâine ți-i scrie Plahotniuc, zici, vin în Cipru, fă interviu. Eu o să spun lucruri, inclusiv despre Miss Venezuela, despre tot, eu o să răspund lui Veaceslav Platon. Te duci? Deci, acum, după, iată, toată situația asta, eu cred că nimeni nu o să mai riște să facă interviuri cu cei care sunt urâți de majoritatea cetățenilor din societate. Nu cred. Nu cred. Eu cred că un jurnalist, care vrea să asigure o diversitate de opinii, care vorbește despre libertate de exprimare, ar vrea să facă un interviu cu Vlad Plahotniuc, să afle ce-i cu omul ăsta, ce s-a întâmplat în ultima perioadă, ce planuri are, cum gândește acum, cum l-a influențat ceea ce s-a întâmplat în 2019. Dar oricum așa un interviu o să fie perceput ca un interviu plătit, că nimeni nu se poate duce acolo și tot așa mai departe. Deci aici din start deja este ștampila pus în frunte. Eu spun altă întrebare. Dă-mi un exemplu când un jurnalist din Moldova, din banii lui, a plecat undeva departe să facă interviu cu un moldovean. Să zicem Londra, New York. Dorin Galben, Londra. Unde a fost? Cu Platon. Exact. Deci asta e prima experiență când un jurnalist din banii lui se duce undeva și face interviu cu cineva. Deci, nu, eu bănuiesc că au mai fost, eu nu știu, poate sunt televiziuni care au fost pe la Bruxelles, care au făcut interviuri acolo. Da, au fost, în cadrul la o delegație sau un proiect. Chiar nu știu, deci nu pot acum să fac o cronologie. Dar vezi că tu ai făcut asta ca persoană fizică, tu nu ai făcut asta în cadrul TV8. Da, pentru că am făcut pe canalul meu de YouTube. Exact, și tu din banii tăi ai chitat biletul, ai chitat. Deci asta e povestea care o spui tu. Nu, asta e povestea, și povestea care este asta adevărat. Credibil. Eu știu că e, eu nu știu sau nu știu. Tu spui că e adevărat, dar eu nu te cred. De ce? Pentru că așa ceva nu a fost niciodată. Asta, iată, vezi? Și pentru că din toți oamenii care tu poți să te duci din banii tăi și să intervievezi, deși anume Platon. Mie mi se pare interesant Platon, mie mi se pare interesant Plahotniuc, mie mi se pare interesanți oameni care au făcut ca țara asta, de-a lungul anilor, să ajungă unde am ajuns acum.
cu inclusiv această incertitudine cred care că este. Sunt și alți oameni din Moldova care merită să fie... Păi da, eu public Ion săptămânal interviuri și monologuri. Nu-i că eu am dispărut pentru 2 ani și am apărut cu un interviu cu Viaceslav Platon. Eu am făcut interviu cu Vlad Filat, am făcut interviu cu Mihai Ghimpu, cu Andrei Năstase, cu Dorin Chertoacă. Oameni care de-a lungul timpului erau iubiți, după aia urâți și tot așa. Periodic eu fac interviuri cu medici, cu interpreți, cu influenceri. Dar eu știu ce zici tu. Deci eu din start... Neveriu, pe Stanislavskam, neveriu. La ce anume nu crezi? Nu cred că, iată, din propria inițiativă, un jurnalist din Moldova ia bani, se duce în Londra și adică plătește TED. Eu nu știu cât costă un bilet în Londra. Deci, tu ai viză, tu cu cetățenii români te-ai dus? Da, cu cetățenii români. Și poți să intri fără... Nu e nevoie de viză. Îți zic exact procedura simplificată, chiar dacă noi voiam un pic mai târziu să ajungem aici. Deci, în momentul în care a fost scandalul la TV8 cu Natalia Morari, Platon și copilul lor, eu eram pe YouTube, eu deja făceam interviuri, făceam monologuri și atunci, a doua, a treia zi, am scris Nataliei că vreau să fac un interviu cu ea, ca să explici, să înțelegem ce s-a întâmplat acolo și în același timp am transmis Mariana Rață solicitarea să vină să vedem și partea TV8. Mariana a acceptat și în scurt timp noi am făcut interviu pe care eu l-am publicat, nu știu dacă l-ai urmărit, eu o să-l pun aici pe undeva, o să poată să-l urmărească cei care privesc interviul. Și Natalia a zis că nu este pregătită. Și eu periodic reveneam la câteva luni la Natalia, salut, te invit în continuare la interviu. Când îmi răspundea, când nu îmi răspundea deloc, și tot așa. Și acum, înainte să fac interviu cu Viaceslav Platon, Natalia a zis că eu sunt pregătită să vin să facem un interviu, dar tu o să mă întrebi mai multe chestii despre Viaceslav Platon. Și eu nu vreau să fiu avocata lui, eu nu știu multe chestii pe care el le-a făcut. Dacă ești interesat, poți face un interviu cu el. Și eu zic, omul oferă interviuri, el este receptiv. Și ea mi-a zis da. Și a zis, în cazul ăsta, de ce să nu merg să fac un interviu pe o platformă independentă cu un om care mie mi-e interesant cum gândește. Și chiar credeam, și în continuare cred, pentru că impactul acest interviu demonstrează că oamenii erau curioși să vadă ce cu personajul ăsta. Ce impact? 300 de mii vizualizări. Tu ai, nici în primii 50, nu între din clipurile tale. Nu, deci ăsta este cel mai vizualizat video în primele 3 zile din toate pe care le-am făcut. Serios? El nu poate să intre în primele 3 zile în top 50 când am altele care au cu 4 ani. El adună în timp. Curățătoria chimică AquaZuro oferă o gamă largă de servicii și anume curățarea chimică și aquacurățarea articolelor textile, prelucrarea articolelor din piele, curățarea blănurilor naturale și artificiale, dar și serviciu de spălătorie individuală. Telefon 022 895757 sau online pe aq.md. AquaZuro. Curățătorie inteligentă. Vreau să mergem un pic mai departe. Tu ai avut o reacție interesantă aici, citatul tău. Reacția audienței și altor formatori de opinie mi se pare un pic exagerată în legătură cu acest interviu. Și întrebarea este dacă până la urmă Dorin Galben n-a avut de câștigat cu manifestarea asta pentru că a generat un scandal. El, ca un om care vrea atenție și are o coafură care țintește atenția, cu siguranță se bucură de asta. Și... Asta e mesaj direct și cârligul care m-a adus în fotolistă. Nu, deci tu ai acolo mult mai multe chestii interesante. Dar asta pe tine te-a afectat pentru că asta e cea persoană. Și atac la persoană, nu? Nu e vorba că nu mă deranjează atât asta. Dar pe mine aici altceva mă interesează. Tu chiar crezi că pe bune cineva se bucură când o bună parte dintre oamenii de pe online cu cuvinte extrem de urâte mă caracterizează, da? Și mă jignesc după un interviu pe care eu l-am făcut din propria inițiativă cu interes jurnalistic. Dar care e puterea unui jurnalist? Puterea unui jurnalist e să adreseze întrebări, să asculte, să vină cu precizări. Nu. Dar care este? Dar cum tu definești puterea? Bine, puterea politică e când poți influența. Puterea? Bine, un om care poate influența, care este ascultat, de care se ține cont. De opinia căruia se ține cont? Nu. Puterea este capacitatea unui om de a face alți oameni să facă ce vrea el. Știi în ce constă manifestarea puterii pe care tu ai făcut-o cu interviul ăsta? Tu ai dominat agenda
public. Bine, da, tu asta ai zis și în video. Tu ai făcut oamenii să vorbească despre tine și despre ce ai făcut tu. Decizia pe limba română, protestul la asistenței sociali, nu că nu a contat. Uneori acolo a contat ceva. Adică a mai fost ceva, dar ai dominat opinia publică atunci, tu. Și asta ce înseamnă? Pentru că atunci când tu faci ceva pe online... Asta înseamnă că tu ești important. Asta înseamnă că tu ai influență. Și asta înseamnă că tu poți influența agenda publică. Și asta te face puternic ca jurnalist. Pentru că asta este ce face un jurnalist să fie puternic. Dacă ar fi fost un interviu cu Vlad Plahotniuc, eu bănuiesc că tot ar fi provocat interes, indiferent cine l-ar fi realizat. Uite, depinde foarte mult de tipul interviului. Înțelegi? Tu nu poți fi într-un interviu cu Vecislav Platon să fii să ai abordare de cum să zic, fashion sau de lifestyle interview. Tu nu poți să-l întrebi pe Vecislav Platon dacă lui îi place iaurtul, nu știu, sau dacă îi place mozzarella. Cu siguranță, deci în funcție iară. Dacă tu ai oportunitatea asta, tu mergi pe cazuri mari. Tu mergi și îl întrebi pe esență. Cum scoate bani din Rusia? Așa e 2 milioane. Deci el ți-i recunoaște direct. Eu i-am dat 2 milioane de dolari la AMN. El asta spune. Ca să... În campanie electorală, exact, da. Amun, și după aia a devenit deputat. Pentru mine e interesant. El a dat banii ăștia cash sau pentru transfer? Cui o dat? Dacă e cash. Eu presupun că e cash. Cum arată 2 milioane cash? Deci cât de greu? El i-a dus sau a avut încredere cineva să-i duc? Cui i-a dat? I-a dat lui Urechean? I-a dat lui Untilă? Cui i-a dat? Cum a avut loc tranzacția? Banii ăștia nu au fost declarați de către AMN în campanie. Asta e falsificarea legilor. Deci el recunoaște că a falsificat legile în Republica Moldova. Ca un om care a falsificat legile în Republica Moldova, el anunță că o să creeze două partide. Eu prima dată în viață văd un om care spune, eu am scris două partide. Unul de rezervă, dacă stric primul. Deci asta tot e bizar. El se vorbește, nu se leagă. El se contrazice. Păi iată, eu vreau să vorbim și despre contrazice. Și tot asta trece pe lângă tine. Vreau să... Stai un clip. Și problema asta, modul ăsta, abordarea asta jovială ta, care e o chestie naturală la tine, acum ea era absolut inacceptabilă. Iată, Natalia Morari cu Platon, în perioada când ei erau împreună, au avut un interviu mult mai dur. Dar, îți zic, înainte să fac acest interviu, pentru mine era extrem de important să privesc tot ceea ce a declarat omul ăsta de-a lungul anilor. Și, de fiecare dată, el vorbea despre spălătoria rusească, da? Despre AMN, el a vorbit prin 2012, atunci când ieșise după și a explicat toate chestiile astea. Eu voiam să fie un alt fel de interviu. Formatul interviurilor pe care eu le fac la mine pe YouTube sunt interviuri care cuprind mai multe subiecte. Nu poți să discuți doar despre un subiect două ore și un alt subiect două ore. Mai ales că omul ăsta deja a discutat despre subiectele astea la multe alte interviuri, inclusiv la TV unde a fost. Puteam să-l documentez mai bine. Cu siguranță. Eu, practic, de niciun interviu de-al meu nu sunt mulțumit 100% și zic că putea fi mai bun. Și eu puteam fi mai bun. Și mai am câteva chestii cu adresarea asta a unor întrebări prea blândă, dar ăsta e felul meu. Dacă ai privit încă cel puțin un interviu din cel pe care le fac eu... Am privit cu Vlad Filat vreo jumate de interviu. În care tot am încercat să fiu... Și tot m-am enervat. Păi... Fix așa. Dar ăsta e felul meu de a adresa întrebări. Eu nu sunt procuror, nu sunt judecător, eu nu dau pe nimeni la socoteală, eu adresez întrebări și vreau ca publicul care urmărește să aibă un răspuns cât de cât desfășurat să-și poată face o impresie. Dacă eu aș sări peste invitat, la fiecare pas, noi nu am avea un dialog. Noi am avea o confruntare. Dar noi nici nu am avea situația când se creează impresia că tu reprezinți interesul invitatului și nu audienței. Pentru că interesul audienței în relația cu Platon, în relația cu Filat, este să afle răspunsuri la întrebări foarte clare de ce s-a furat și cum cine sunt ceilalți oameni care au furat împreună cu tine, cum pot banii ăștia să fie întorși. Și câte interviuri ai văzut tu cu Platon și Vlad Filat când era discuție de asta, de confruntare, câte răspunsuri ai aflat acolo, cum s-a furat și de ce s-a furat?
Mergem mai departe. Cu motivația de a face acest interviu, tu ai avut un calup acolo separat în video pe care l-ai făcut și ai spus în felul următor. Motivația jucătorilor în toată scena este destul de simplă. La Dorin Galben, eu nu știu, dar tare sper că motivația este financiară. Dar el din banii lui, dacă el din banii lui și încă înainte de nunt, săracul, da? Deci știi contextul. La tine coincis acolo și cu inelul istoriei. Da. Deci acolo oamenii au băgat tot la pachet, deci stai așa, filat nunta inelul Platon. Da, deci și nu mai ținem cont de timp și de așa. Și cu istoria asta. Da, deci săracul a mers la Londra, a stat în hotel și a lucrat influencer gratuit. Probabil este deja un manifest politic din partea lui să ofere o platformă gratuită pentru așa un eveniment. Eu sper că este o motivație financiară. Pentru 80% din audiența lui, asta a fost o tranzacție financiară. Tu mereu de fiecare dată și acolo ai menționat că eu sper, eu nu afirm până eu la nu capăt. Și tot eu așa. Nu știu, eu ceea ce nici vreau, nu vreau să aflu. Ceea ce vreau să-ți spun eu. Ceea ce vreau să-ți spun eu. Și cei care mă cunosc, noi acum ne-am văzut prima dată, noi ne-am auzit la telefon când am stabilit că facem interviu și eu îți ziceam că eu niciodată n-am acceptat măcar o cafea, un invitat la interviu fără protocol. Sau și la, nici măcar nu ofer. Apropo. Și nici nu ofer că n-am aici unde faci cafea, n-am acceptat să mi-o cumpere, nu mai zic de bani. Și toate speculațiile astea că este un interviu plătit și tot așa, sunt totalmente deplasate. Eu sunt de acord că poate nu este de departe cel mai reușit interviu al meu. Eu am și alte interviuri nereușite și mi le asum așa. De ce înseamnă reușit? Ce înseamnă un interviu reușit? Iarăși, cineva care a sus și o să zic că a adresat toate întrebările cele mai incomode. De fiecare dată a venit cu completări când omul a spus un neadevăr, l-a combătut și l-a confruntat cu alte declarații din alte interviuri. Poate dacă era o confruntare asta între viață și moarte. Un fel de hard talk, da? Da. Deci, poate dacă era așa, era cineva să zic că iată e cel mai reușit interviu. Bun, dar asta nu este luteu, tu nu faci așa. Da, dar îți zic, iarăși ăsta e. Și acum eu ce am înțeles? Păi da, probabil, hai mai bine să fac eu în continuare interviuri cu medici, cu interpreți, în formatul ăsta în care eu sunt prietenos cu ei și lasă interviuri cu politicieni să fac cei care fac hard talk, cum zici tu, da? Uite, politicieni sunt diferiți. Sunt politicieni din trecut, de exemplu, dacă tu făceai un interviu, eu apropo tot am făcut interviuri. Este filmul documentar Moldova 89-91, în care am făcut interviuri cu toți oamenii implicați în independența Republicii Moldova. Roșca, Snegur, am avut o discuție foarte lungă cu Lucinski, am avut interviuri cu Topal. Și erau hard talk? Hai că o să mă uit. După aia revin și eu. Eu aveam altă misiune. La mine era, eu era mai degrabă pe adormire și scoaterea unor detalii undeva în finalul emisiunii. Vezi că eu am o școală arabă. Văd o chestie în comun cu tine și eu. Eu tot am o tactică în care să-l predispun pe om să dar în film apare numai bucata, că e ceea care îmi trebuie, nu așa. Aha. Și n-am mai publicat interviurile. Au fost vreo 20 de interviuri. Foarte interesante au fost. Dar noi despre altceva vorbeam. Da, noi vorbeam despre faza asta cu acceptatul banilor. Eu am zis și eu de fiecare dată și repet aici și de-a lungul timpului, dacă eu aș fi luat vreodată bani de la cineva, asta ar fi apărut în spațiu public de mult, pentru că noi avem binevoitori și oricine, că sunt oameni implicați aici, nu-i vorba de chestii imaginare. Dar eu consider că un jurnalist care ia bani pentru ca să facă un interviu, ia bani de la invitat, ăla este vulnerabil, este șantajabil și nu mai este jurnalist. Ăsta este o coadă de mătură. Dacă nu vorbim de interviuri comerciale, când cineva vine să vorbească despre afacerea lui, să-și promoveze un serviciu, un produs. Cred că asta e opinia tuturor. Da. Deci asta este vital ca să poți exista în lumea asta. Altfel nu te poți uita în oglindă. E important să trezești dimineața, să te uiți și să zici, băi, eu sunt ok cu ceea ce fac, mi-mi place să mă duc la muncă și eu n-am niciun regret în privința asta profesională. Și deja cu biletele de avion, știi ce mi-ai spune? Tu ai privit declarația domnului Bolea. A cui? A lui Vasile Bolea. N-am privit, o spune. N-ai privit. Vasile Bolea o țuiește în apărare, a făcut conferință de presă. Iată, deci în momentul în care cei... A spus jos slabă de pe Dorin Galben. Cei pe care eu i-am câștigat de-a lungul. Să succes în carieră și să nu te lași aici și intimidat de... Nu știu ce. Înțelegi? Deci, Cum, eu aș vrea să punctez câteva lucruri. Te rog. Unu.
din interviu este cel mai nociv ce s-a întâmplat, nu este ce s-a întâmplat în interviu sau faptul că s-a întâmplat în interviu. Dar sunt două narrative puternice. Primul narativ este că chiar și Dorin Galben s-a vândut. Și ăsta e un narativ care el persistă și el o să fie folosit. El deja e un fel de referință. Al doilea narativ foarte nociv pentru Republica Moldova este că în Republica Moldova există cenzură și jurnaliștii sunt intimidați. Și asta e foarte ciudat, că asta apare de la anumii cei care promovează colaborarea strategică cu Rusia, care are alt. Și de tăi eu aș vrea aici să suni foarte clar următoarele fraze. Eu o să spun următoarea frază. În Republica Moldova nu există cenzură și nu există jurnaliști care ar fi cumva închiși sau cenzurați. Pentru că interviul care a apărut pe YouTube, el în continuare este pe YouTube, exact. El poate fi privit de oricine, ți-l a cerut cineva să-l ștergi? La cine te referi? A, nu, din instituțiile statului. Nu, nu, nu. Deci cetățeni simpli de genul ștergi-l imediat. Din SIS sau cineva ți-a spus că, nu. Deci faptul că o parte din cetățeni sunt nemulțumiți și se exprimă online nemulțumire, asta e proces democratic, asta e normal. Oamenii să aibă opinii despre orice și să o exprime. Dar cenzură ca așa cum o propagă acum anumiți actori politici, ea nu. Pentru că și Ion Ceban și, Dorin, și Dodon și mulți alții au ieșit iată cu argumentul ăsta. Și problema la narativul ăsta este că el se suprapune pe o campanie îndelungată pe tema asta. Dacă ai stuit la toate statusurile lui Ion Ceban, de exemplu, din ultimile 4 luni, cred că 4 luni în urmă s-a început campania asta. Cu închiderea posturilor TV și tot așa. Cu câteva clișei. Presa galbenă, controlul asupra presei, intimidarea jurnaliștilor. Istoria asta, ea apare foarte de mult. Și asta e un episod care cumva confirmă, alimentează și crește importanța la afirmația asta. Noi știm foarte bine cât de abili sunt unii politicieni de a interpreta anumite situații. Eu știu că mereu am publicat ceea ce mi-am dorit. Eu cu nimeni nu consult cu cine fac interviu și când îl public și cât de lung să fie. Deci mereu am avut libertatea asta și mă bucur că există libertatea asta. Eu deci nu că mă temeam, dar era așa un scenariu la mine în cap, că iată toată presiunea asta, că eu nu te cunoșteam, eu nu știu cum tu plângi în pernă, de exemplu. Și toată presiunea asta te face pe tine să fii cumva derutat, să cauți un umăr și umărul celălalt vine de la socialiști și tu devii un fel. Da, deci am văzut opinia asta. Dar cumva vrei să te răzbuni pe toți imbeciliștia care pe tine, pe nedrept, te-au atacat. Pentru că psihologic, mulți politicieni au nimerit în capcana asta. Păi și nu doar politicieni, eu bănuiesc și jurnaliști de-a lungul timpului care au fost băgați în buzunarul cuiva, ei au zis că, da Dumnezeu cu voi. Oricum te-ți cred că au luat bani, dar și-o luat. Dar. Eu am zis că, Ion, noi nu ne cunoaștem personal, pentru că eu nu fac asta de un an, nu de doi și nu de trei. Eu sunt de peste 10 ani în jurnalism, am lucrat în presă scrisă, la ziar, eu am lucrat la diferite posturi TV și anonimi și mai cunoscute și inclusiv fac proiectul ăsta deja de peste 6 ani pe online, interviuri de peste 4 ani. Adică eu nu sunt de azi. Eu mereu am avut o consecvență în tot ceea ce am spus. Eu mereu am avut niște valori după care m-am condus. Eu mereu am vorbit despre integrarea europeană, am vorbit despre chestii care pentru mine contează. Și toate platformele mele, Instagram, Telegram, TikTok, toate sunt cu mesaje. Lumea e așa un loc în care uneori oamenii pățesc nedreptăți. E că tu ai pățit o nedreptate. Nu, eu nu consider chestia nedreptate. Eu consider asta chestia o lecție și o experiență frumoasă pe care eu am înțeles-o și sper că din ea o să învăț și pe viitor cu totul altfel o să reacționez atunci când o să se întâmple ceva similar. Sau poate nu o să se mai întâmple niciodată, că nu o să mai fac niciun interviu cu un politician. Nici nu mai știi. Poate asta te dezamăgește să mergi în direcția asta. Sau poate pe alții o să-i înveți ceva care n-au nimerit și o să înveți din... Când faci așa interviul, trebuie să îți pui tot timpul întrebarea care este beneficiu public. Ce-au câștigat oamenii de la faptul că au privit interviul ăsta? Încă o dată în plus, au avut ocazia să-l audă pe acest om, să-și facă propriile concluzii, că dacă intri acolo în comentarii, nu sunt comentarii de laudă la adresa invitatului. Da, dar sunt. Eu cred că interviul a fost mult mai prost
din perspectiva intervievatului decât din perspectiva intervievatorului. Tu aveai o neclaritate. Cum Dorin Galben își răscumpără banii din ceea ce face? Sau cum eu aveam așa neclaritate. Bine, cum câștigă el de fapt? Cum o să-și răscumpere deplasarea și tot ceva? Tu vrei să faci acum o declarație de publică de venituri? Sau cum? Nu, eu vreau să spun că de-a lungul anilor, de când fac aceste proiecte, sunt parteneri. Cum îi vezi aici, cum vezi șapa și tot ce este așa. În sens că atunci când tu ai parteneri pentru proiectul online pe care îl faci și când asta îți permite să ai continuitate, trebuie să fii ultimul degradat să accepți bani de la cineva care îți pune în pericol toată munca de ani de zile. Dacă asta se întâmplă în realitate. Și eu cred, noi avem structuri, noi avem oameni care pot verifica fiecare încasări, unde, cum intră la oameni. Da? Deci în momentul în care tu ai parteneriate, ai contracte, ai totul semnat, ștampilat. În contextul ăsta vreau să-ți dau un cadou. S-am zis că dacă am partener, partenerul... Cel mai nepotrivit moment. Cel mai nepotrivit moment, dar... Noi am vorbit cu tine înainte de interviu. Dar la noi s-a terminat interviu, să știi. Nu, noi mai avem. Asta ca să fie, să decurgă mai ușor el încolo. Am uite, tu ai zis că cel mai solicitat acum e Brutul, Rozea sau Rozeu când te duci pe la da, așa, eu chiar dacă nu ești consumator. Pe oameni ce se cumpără, oamenii spun de obicei Rozea. Cumva, eu cred că lumea a obosit de toată varietatea asta de vinuri negre și albe și Rozeu le dă lor... confortul, știi, de a nimeri. Păi iată, eu am partenerul Aurelius deja de câțiva ani și dau câte o sticlă de vin tuturor invitaților și am zis că în contextul ăsta neapărat trebuie să-ți dau, dacă tu te întrebai oare cum ăsta câștigă și cum și-o permis să duc să fac un interviu tocmai la Londra. Și îți dau un Aurelius Brut Rosé, ediție limitată, dacă tu nu consumi, atunci să-l dai cuiva la care ții. Mi se pare foarte ironic că Brutus și Aurelius sunt preună. pe aceeași etichetă. Mersi. Ion, motivația lui Veaceslav Platon de a da acest interviu, tu ai înțeles-o? De a oferi acest interviu. Mie mi s-a creat impresia. În primul rând, el a avut aspecte, momente când, știi cum am niște care sunt foarte plini de sine și consideră că ești genial, ei își permit să fie foarte sinceri uneori. Și prin sinceritate, da, sinceritatea asta debordantă, cumva să cucerească încrederea. Știi? Și el și-a arătat acolo și vulnerabilitatea, povestea cu sora arestată, ținută în închisoare în Moscova, condamnarea lui de acolo, situația care s-a întâmplat în Ucraina, când el, ca cetățean ucrainean, a fost răpit, efectiv, cu dată întoarsă, i s-a luat pașaportul. Omul acela care trebuia cumva să-l ajute, să investigheze asta, a murit în catastrofa aeriană, da? El povestea despre lucrurile astea. Deci el este un om încolțit, un om care încearcă cumva să-și rezolve anumite probleme mari. Eu presupun problema cu sora e foarte mare, pentru că e o statică, într-un fel, da? El cel puțin declară că motivul arestării este unul absolut... ilar, da? Nu că ei au fost nevoit să își recunoască vina. Dar e vorba de dosarul ăla cu spălătoria rusească. Da. Acum, din perspectiva mea, ceea ce se întâmplă acum în preajma alegerilor prezidențiale și mai ales în preajma alegerilor parlamentare, în Republica Moldova, în genere, există două tipuri de opoziții. Care e problema mare a democrației la noi. Este opoziția care este opoziție contra puterii din Republica Moldova în câmp constituțional a Republicii Moldova și este opoziție care este opoziție față de existența Republicii Moldova. Da? Sunt partide politice care sunt conduse, finanțate și au ca obiectiv slăbirea statului ăsta și într-un final mai îndepărtat sau mai apropiat, dispariția lui. A zis și denumiri de aceste partide. Dar nu vreau să le spun, oamenii le știu. Respectiv, ca să înceapă acum discuții, pentru că acolo poți fi membri de partid care ei cu adevărat cred în comunism, să zicem. Deci ei l-au citit pe Marx și ei cred că, nu știu, capitalul. E o soluție. Da, e o soluție. În fine, respectiv, există o pleiadă întreagă de oameni, formată în anii 90,
care au făcut banii prin metode post-sovietice de lapidare, furt și scheme, și care au gustat din viața dulce și bună a banului mult nemeritat. Oamenii ăștia sunt legați de Rusia, majoritatea de la noi. Dacă ne uităm la sursele de finanțare al lui Dodon, sursele de finanțare al lui Usatăi, sursele de finanțare al lui Platon, sursele de finanțare al lui Ilan Șor, acum sursele de finanțare al altor jucători politici din Republica Moldova, ele cumva direct sau indirect sunt legate de un anumit stat. Și statul cel acum le creează lor probleme. Și Usatăi are probleme în Rusia, și Platon are probleme în Rusia, Dodon are oarecare probleme în Rusia. Doar Șor n-are. Șor are probleme în Rusia, credeți-mă. El nu degeaba e în Rusia. Să vezi, Dodon la dânsul fiu învață acolo, da? Noi ne întoarcem la perioada asta în care Dimitrie Cantemir, da, el a crescut la Țărigrad, pentru că acolo îl ține sultanul, da? Tatăl lui era președintele, nu președinte, domnitorul Moldovei, da? Deci noi ne întoarcem la un fel de foarte ciudat de relații în care neîncrederea Moscovei în liderii politici din Moldova care trebuia să ia pe interesele, dar au trădat. Apropo, asta tot e o temă de discuție. Unul după altul, moldovenii se prefacă spre moscoviți și într-un final și se duc cu... Dar cum explici asta? Oamenii sunt aleși de soarta unei țări, nu invers. Deci țara asta a ridicat-o pe Maia Sandu acum, pentru că e nevoie de dânsa acum. Și pe urmă să o arunci la gunoi și să ridici pe altcineva, care o să fie nevoie atunci de dânsa. Dar într-un final, interesul național primează. Și atunci când Voronin l-a întors pe Putin din avion, întrânsul s-a ridicat, iată numai chestia asta irațională, care nu era previzibilă. Și ea ține de interesul țării. Asta primează. Dar ceilalți? Dodon, cum explici de ce a renunțat? Credeți-mă, Dodon tot a refuzat foarte multe indicații care au venit din Rusia. El nu este adorat la Moscova. Dar alegerile locale, el le-a câștigat. Pentru că el a arătat că fără dânsul n-a prins nimic. Și el e jucător în continuare. Care e motivația lui Vyacheslav Platon? El trebuie să aibă ceva de schimb. Înțelegi? El e jucător de poker, dar n-are și pune pe masă. Dar mâna e bună. Respectiv, lui trebuie leverage în Moldova. Deci, un scenariu ideal pentru dânsul ar fi în care, zicem, forțele pro-europene au 45% în Parlament, forțele ies la altitat hălășuga asta, câte 5-6% care să intre în Parlament, au împreună 49% și el are 3 deputați sau 5 deputați, cât acolo, 5 trebuie, minim. Da, minim. Așa că el cu ăștia 5 deputați, ei tăți visează la asta. Tăți visează la ăștia 5 deputați care decid. Pentru că atunci ei o să-și poată să rezolve și să închidă conturile care... Dar tu ai zis tot în acel video că el probabil își negociază întoarcerea în Moldova și că și-ar dori să se răzbune pe Plahotniuc. Cum, el spune cum ar fi asta? Dorește să se răzbune pe Plahotniuc. El doar își spune direct. Dar cum ar putea asta la modul practic? Eu îl cred. Deci ai de acolo, eu îl cred pe dânsul. Bun, la ce s-a întâmplat, adică, ce a făcut Plahotniuc, evident... E cum, tu ai mai avut un invitat care nu a arătat mare dorință de a se răzbuna pe Plahotniuc. Bine, Vlad Filat spunea că voia să se arunce cu dânsul de la cenea, de la geam. Știți, opinia omului despre curaj, noi am vorbit deja despre asta. Tu spuneai că Platon poate face mult rău. Și ai înțeles asta din anumite narrative pe care el a încercat să le introduc în interviu. Cum el poate face mult rău, ținând cont că acum este în Marea Britanie, solicită azil politic? Etica anilor 90 îți permite să furi la oameni proști. Asta e scuză. Tu poți dormi bine noaptea, știind că tu ai furat, dar ești proști. Nu cum plin, ești prost. Înțelegi? Și să ai câștig de la faptul că tu ai șmecherit sistemul legal. În principiu, Platon, plăcerea lui este să găsească... El e un fel de hacker, da? El analizează sistemul legal sau contractele. Și el găsește backdoor. Da? El găsește o vulnerabilitate care să-l păstreze în câmpul legal,
Dar trebuie și la timp el să-și asume și ești noi. Păi dar el asta și spunea. Că el a spus că îi prea bine îl duci capul ca să câștigi legal bani decât să furi, că proștii fură. Dar legea niciodată nu acoperă toate posibilitățile încălcării legii. De tot așa este spiritul legii. Înțelegi? De tot așa este spiritul legii. Nu este vorba aici într-o joacă în care un sistem rigid, ca un parlament, un guvern, el trebuie să acopere toată realitatea permanent. Se întâmplă lucruri noi, se întâmplă, apar tehnologii noi, apar metode de tranzacții noi și așa mai departe. Legea tot timpul întârzie față de realitate, față de posibilitatea realității. Dar aici e important ca paradigma eu câștig, alții pierd, care e șmecherie, se transforme în paradigma eu câștig, alții câștigă. Pentru că, în final, economia se ține pe asta. Eu câștig, alții câștigă. Dar cum el ar putea dăuna, fiind la distanță? Sau cum ar putea face mult rău? Tu ai răspuns? Nu, eu nu vreau acum să, ipotetic, să vorbesc despre ce el ar putea face. Eu nu știu, să vedem ce el poate face. Este clar din interviul ăsta că el este interesat de Moldova, el este interesat de politica din Moldova, el este interesat să aibă influență în Moldova. El asta vrea. El ar putea fi lăsat să candideze? Sau să-și facă partid? Da. Sau ar putea să-i se interzică să facă asta? Iată, asta este o chestie foarte ciudată. Eu nu știu altă țară în care stau politicieni în unul în Ierusalim, altul în Londra, așa trilea, nu știu unde, și ei participă activ la viața politică, au partide, candidează, vorbesc pe Skype și, nu știu, participă la proteste în calitate de carton. Asta e așa de aberant, nu știu, eu nu-mi imaginez. Imaginați-vă că în Statele Unite este un partid care luptă pentru că sunt între în Parlament și liderul partidului în China și el de acolo amenință, nu știu ce face. Dar semnează cum electronic. Cum ei se protejează de asta? Adică care e soluția? Lucrează acum instituțiile. Eu cred că războiul din Ucraina și perioada asta care, de 4 ani care a fost acum în Moldova a fost cea mai grea din istoria țării. Și PAS-ul a avut un nenoroc imens. Și noi ca țară am avut un nenoroc imens că în sfârșit, o echipă cât de cât orientată spre construcție, dezvoltare, integrare europeană, condusă de oameni integri, care nu inventează scheme de delapidare, care gândesc normal, care pot vorbi, care deschid ușile la orice cancelare europeană, da? În sfârșit, pentru că cine vine în Europa din Republica Moldova? Okay, imaginați-vă impresia europenilor. Și acum e altă atitudine. 30 de ani. Diplomatic, Moldova este un centru important acum în Europa. Noi, dar și eu cred că sunt foarte multe resurse suplimentare pe diplomație pe care noi putem să le folosim. Dar de ce zici că e nenoroc pentru ei? Că o să plece? Nu, pentru că ei au fost nevoiți să foarte multe procese să le dirigeze manual. Pur și simplu pentru că nu poți lăsa, adică știi cum, tu alegi între respectarea legii și salvarea țării. Cumva, iată paradigma asta, dar ea este foarte tristă, pentru că în final ei nu sunt acea etapă finală în care legea o să fie despre tuturor. Este o etapă intermediară. Dar alte soluții n-aveau. Situația asta de război, ea nu... Noi suntem în război, în principiu. Noi suntem într-o perioadă... Adică unica ce ne ține pe noi ca să nu să auzim toate chestiile astea, asta este ceea ce se întâmplă în Ucraina pe front. Dar și faptul că Ucraina rezistă. Da. Asta e clar. Adică nu avem niciun semnal din partea Rusiei că Republica Moldova cumva... Nu-i ținta lor. Da, nu ar fi o țintă. Adică sunt declarații publice oficiale, amenințătoare la adresa noastră și asta nu este nici de cum oficial cumva scuze sau spus că a greșit ceva generalul cel pe hartă sau nu. Pur și simplu e foarte clar că
noi suntem cumva o țintă. Ești foarte optimist. Eu nu sunt optimist, eu mă uit la ce se întâmplă în realitate. Mi-e interesant să mă uit în realitate. Dar ce ne poate salva? Mizăm doar pe rezistența Ucrainei? Depinde cum definești salvarea. Eu nu-mi plac denumirile astea, nu-mi plac cuvintele care nu prea au claritate. Bun, salva ca să rămânem în liniște și pace, să putem să ne creștem aici copiii și să ne bucurăm de viață. Asta e numai o structură internațională. Deci la moment, viziunea mea asupra lumii, nu-i corectă sau greșită. Dar e un pic mai nuanțat. Lumea este dominată de o economie globală atât de legată una de alta, încât ceva se întâmplă în Wuhan, să zicem, și asta dă efecte colosale pe tot restul lumii. Și noi suntem legați. Dar în același timp, legăturile astea conțin tensiuni. Tensiuni majore. Tensiuni legate de economie, tensiuni legate de securitate și tensiuni legate inclusiv de chestia asta teritorială și tensiuni un pic mai slăbite, dar în continuare ideologice. Un pic de tensiuni sunt. Plus tensiunile astea civilizaționale huntingtoniane, da, pe falele religiilor mari, care se manifestă acum în fața noastră. El a spus că să fie război în Ucraina încă în 90, da? Pentru că el vedea altfel lucrurile decât Fukuyama, care spunea că gata, vine sfârșitul istoriei, dacă a dispărut conflictul ideologic, dar mai departe o să fie numai capitalism și creștere. Nu, eu acum tare simplific, nu chiar așa, dar unul era optimist și altul era cumva realist și atât realistul noi îl vedem în jur. Și noi suntem pe falea asta. În lumea asta, țări ca Moldova nu sunt foarte importante și noi nu putem face multe lucruri care să ne asigure nouă securitatea, prosperitatea și dezvoltarea. Deci există blocuri foarte mari care sunt în jurul la 1 miliard de oameni și ele la moment sunt 4. Da, este Statele Unite care nu are 1 miliard, dar cu Canada, Mexica și NAFTA asta doar cumva este unul din blocurile astea și el e foarte apropiat de blocul Uniunii Europeană care tradițional sunt aliați. Este India, care e o mare putere economică și o mare putere, pentru că economia modernă, ea foarte mult contează anume numărul de oameni, e o paradigmă care poate să schimbe, și este China. În rest, iată, polii ăștia mari, America de Sud nu dă semne încă că ar putea juca internațional. Ei sunt cumva mai izolați, sunt cumva mai puțini, Brazilia, ei sunt foarte, ca și Africa, ei sunt foarte dependenți de resurse, da? Export resurse și încă nu a ieșit la diversificarea ce e economică, ca să fii un jucător pe tema asta. Dar Rusia? Unde o poziționezi? În Africa. În Africa? Da, Rusia de la destrămarea Uniunii Sovietice și un pic mai devreme. Ea are o economie dependentă de exportul de resurse energetice. Asta și-a distrus economia sovietică. Așa numită neftinaia egla. Deci tu când ai surse enorme de bani din nimic, tu nu ai motivație să ai o economie diversificată și o societate complexă. La tine tot e simplu, ca în Nigeria sau ca în Angola. Nigeria și Rusia, dacă le compari pe foarte mulți parametri, populație, venituri și mai departe, ele sunt apropiate. Și ce cu Moldova în toată ecuația asta? Moldova, deci nouă ne trebuie o umbrelă. Moldova ca stat are o istorie repetitivă pe care noi cumva o ignorăm. Moldova a apărut în 1359 pentru că s-a prăbușit Hoarda de Aur. Ce aici noi nu învățăm la istorie este că aici nu era nimeni. Deci erau tătari. Și când în Hoarda de Aur a avut loc un război civil, și apropo, unul din pretendenți era din Orhiei Vechi, el era creștin și hanii tătari, majoritatea deja deveniseră musulmani. Hoarda de Aur, ea nu avea o lege că creștinii nu pot fi hani. Au fost hani creștini. Că ei aveau și tengri, erau și de religia asta, să zicem, șamanism. Da? Și aveau și budiști o parte. Calmâcii, tătarii cei budiști. Dar a venit un moment din asta de ultima picătură, când marea majoritate care erau musulmani refuzat să aibă un han creștin, prin Orhei. Și s-a început război civil.
Și este s-a luat armata și el a murit undeva în Caucaz, în luptele astea. Și s-a destrămat Horda de Aur în patru diferite acolo. A apărut ceea ce a rămas, asta e Horda Mare, după asta a apărut Kazanul, a apărut, îmi pare că, Crimeea și a apărut încă ceva acolo, o hordă, Astrahanul, pare. Ceva de tipul ăsta. Și când s-a destrămat statul ăsta enorm din est, iată, la marginea lui, Moldova a apărut ca stat. Funcția principală să păstreze calea comercială care ducea de la Cetatea Albă la Lviv. Și-a numit-l Moldavski Puți. Pentru că din asta noi trăim. 200 de ani, Moldova din Cetatea Albă scute 70% din buget. În 1917 iarăși apare Republica Democrată Moldova, declarația independență. Pentru că în 1917 s-a prăbușit Imperiul Țarist, Imperiul Rus, s-a prăbușit, noi la marginea Imperiului, în declarația independență. În 1991 s-a prăbușit Uniunea Sovietică și iar a apărut Moldova. Deci, asta este o chestie, o legitate în istoria Moldovei. Da? Noi apărem din Est și disperem în Sud. Asta e modul nostru de a fi. Și problema cea mai mare este că noi ne aflăm pe o falie civilizațională a la Huntington. Noi suntem, iată, dacă ne uităm, râul Nistru, și ea este foarte veche, falia asta. Este geopolitică, adică determinată de geografie. Marea stepă eurasiatică, ea începe în Vladivostok, practic, trece toată Mongolia, Kazahstanul, sudul Ucrainei și se oprește pe Prut. Sunt specii de animale care, iată, la Prut, aici ele sunt, dar aici ele nu sunt. Deci, în păpândău pătat. În România nu sunt păpândăi pătați. Dar la noi sunt păpândăi pătați. Și asta ce înseamnă? Că Republica Moldova independentă nu poate rezista o perioadă nelungată? Asta înseamnă că geografia și istoria pe noi ne ține pe, în centru conflictelor mari. Asta este și misiunea noastră ca țară. Dacă vrem să păstrăm ceea ce noi avem aici, valorile noastre, istoria, limba, felul nostru de a fi, atunci noi trebuie să ne mutăm în centru. Sau cel puțin să ne ducem de la margine. Adică să fim o parte componentă a ceva. Să mute marginea în Donbass, definitiv. Noi să fim un fel de Slovenie, da? Pentru Slovenie nu au problemele noastre acum, dar ei le-au avut. Ei le-au avut. Hai să vorbim un pic despre modul în care moldovenii văd lumea. Moldovenii au conflictul ăsta între ce își spun și ce își fac. Mie îmi place foarte mult cum Lic Sainciuc a spus. Că moldovenii s-au prefăcut sovietici. Știi? Ei se prefăceau că sunt colhoznici, se prefăceau că sunt acolo comuniști. Dar în realitate pe noi nu ne-a atins comunismul. Așa cum i-a atins pe români. Pentru că limba comuniștilor la noi era rusă, da? Tu când treceai la... Noi nu aveam tovarășul Vasile. Nu era Vasile Trofimović sau ceva tipul ăsta, da? Noi treceam la limba rusă. Și nu ne-a afectat așa de tare limba asta de lemn ca pe români. Deci noi ne exprimăm așa de legat, așa de cursiv, așa de cu sens, cu tâlc, cu nuanță față de dânși. Pentru că la dânși a fost un proces care i-a afectat direct în modul lor de exprimare. În fine, n-a să mă arăt tare mult pe tema asta. Dar moldovenii, acum am să prefac sunt români, apropo. Și asta se vede foarte bine la cetățenie, la comportament, la cum se comportă în străinătate. Noi doar să ne prefacem că suntem români mai departe, știi? E ok. Important, atât timp cât nimeni nu ne ucide, știi, noi să ne prefacem orice. Asta nu e ok. Asta e modul nostru de a ne... Moldovenii declarativ e cumva... au o lipsă de respect față de tăcii moldovenesc. Și foarte ușor trec la... Asta și la Dimitri Cantemir a scris. Foarte ușor trec la critica sau denigrarea la tăcii moldovenesc. Da? Ei, dacă nu te-or tăie atâia, sau dacă un moldovan cușea unul, dacă să iasă, să-l tragă, prostiile astea, știi, tăcii sunt. Și asta e la noi un fel de ritual, nu știu cum, eu nu știu, el trebuie să aibă valoare acolo. Care dar care e logica? De unde se trage chestia asta când ai tăi te trag în jos, când moldovenii nu susțin unul pe altul, când invidia asta e foarte prezentă? Uite, Cain și Abel, cele mai mari certuri sunt și mai apropiați. Asta e tot timpul așa. Da, evreii cu arabii, ucrainenii cu ruși. Tu nu ai motive, e că moldovenii n-au acum motive,
să atace Senegalul. Pentru că Moldova și Senegalul nu avem noi de ce să ne certăm, noi nu împărțăm, da? De ca cu găgăuzii noi ne certăm uneori. Deși, pentru că ei sunt de-a noștri, ei sunt aproape. Noi dăm 200 de ani, trăim cu dânșii alături. Ei sunt ortodoxi, înțelegi? Dar iată, ei au altă opinie. Și pe noi asta ne afectează, deși. Dacă Senegalul e că mâine iese, nu știu, suiuf, duiuf din Senegal și zici că moldovenii trebuie să fie în Uniunea Euroasiatică, asta și noi sunt și tot una. Dar iată, iese cineva din Găgăuzia și pe noi asta ne afectează, deși. Pentru că ei sunt de-a noștri. Pentru că noi simțim legătura asta. Apropo, este altă temă care e foarte importantă și trebuie discutată. Este ieșirea din robie. Noi încă n-am ieșit. Noi nici nu ne-am dat seama că noi suntem. Deci este... Eu o să vă povestesc trei istorii, ca oamenilor să fie clar despre ce vorbesc. În general, există două modele de interacțiune între oameni. Modelul de la om la om și modelul de la stăpân la rob. Și modelul de la stăpân la rob, în tot spațiul post-sovietic, dar chiar și în spațiul balcanic încă s-a păstrat, el este unul dominant. Și el cum funcționează? Tu când ești angajat sau subaltern, tu ești rob. Ți chiar dacă îți ceri ceva ilegal sau ceva acolo, hai te rog, ieși în tură, noi ne-ați te plătim, dar tu trebuie să știi că... tu ieși. Înțelegi? Tu nu scrii o plângere către instanțele superioare că drepturile tale sunt călcate. Da? Noi acceptăm asta, asta e acceptabil. Dar când tu ești șef, tu, care până ieri erai rob, te transformi în stăpân. Tu deja spui șoferului, hai, du-și în iadă copchilul de la grădiniță, e ca soție evreie de asta, dar după asta, înțelegi? E că relația asta e să schimbă. Pentru că este registru. Și dorința robului e să ajungă stăpân. Acum, unde noi observăm asta? În hotelurile all inclusiv din Turcia. Acolo sunt tot felul de hălășiugă din Rusia, Ucraina, chiar și din Moldova, hai zicem. Dar el a plătit pentru all inclusiv ca și că el o săptămână și stăpân. Deci el merge cu tavaua așa, plină cu mâncare, niciodată n-a să cedeze ție drum. Deși pentru că el e stăpân, el pentru asta a plătit. El 51 de săptămâni o rugit ca o săptămână și stăpân. Noi vedem asta la volan. Iată volanul, șoferul, îți dă ție impresia că tu conduci. Și de la asta tu intri în registrul de stăpân. Din restul tău să te încurcă. Și de asta toți proști, toți încalcă, tu ești cel mai bun. Și asta se întâmplă anume în țările este. Adică dacă te duci în Orientul Mijlociu, eu am multă experiență acolo. Acolo e și mai grav chestia asta. Asta e și mai accentuat la dușă. Și este relația asta inversă, de la egal la egal. Ia să mai vede undeva. Atitudinea față de chelner. Iată vine moldovan din diaspora. Da? Ia n-a din șansă. Dar și asta asta. Atitudinea lui față de chelner nu este de la egal la egal. El e stăpân și acela e rob. Înțelegi? Dar în Italia el se duce și cu chelnerul el... Dar asta e undeva la nivel de subconștient. Ia s-o imprimat. Absolut. Asta e absolut irațional. Asta e modul nostru, modul în care noi am fost educați din copilărie. Asta e modul nostru de a avea succes în viață. Dar noi o putem conștientiza și schimba asta? Noi trebuie să începem să discutăm despre asta. La noi nu se discute despre asta. Târgul de robi din Jaffa, din Crimea, el era cel mai mare târg de robi până în 1780, îmi pare. Asta sunt 200 de ani în urmă. Capitalismul modern a reușit să impună statului modelul ăsta al eficienței economice ca unul primordial. Dar asta e foarte greșit, din punctul meu de vedere. De exemplu, noi acum atât stăm și ne gândim cum să facem sistemul educațional mai bine racordat la piața muncii. Dar scuze-mă, te rog, eu nu fac copil și educ copil că el să fie un angajat bun. Nu asta eu vreau de la școală. Nu vreau școala să pregătească un bun angajat pentru economie. Pentru că nu, viața umană nu este, nu se măsoară în credite. Iată, în Finlanda e o cu tot altă abordare. Și în Estonia e o cu tot altă abordare față de sistemul educațional. Eu nu zic că noi trebuie să le preluăm, dar eu zic că noi trebuie să ne gândim, să inventăm, să răspundem la întrebarea pentru ce noi pregătim cetățenii Republicii Moldova? Asta e una la mână, statul trebuie să răspundă. Și noi ca societate trebuie să spunem ce noi vrem la următoarea generație.
Pentru că nu sunt oameni care să răspundă la întrebarea asta. Este chestia asta general valabilă. Vrem următoarea generație să fie mai bună decât noi. Serios, ce facem noi pentru asta? Asta-ți vorbe. Da, noi nu facem multe lucruri. Visul moldovenilor să devină bogat rapid, bogați rapid și fără mult efort. De unde, cine alimentează chestia asta? Asta apare natural pe lipsa unui proces de producție intelectuală, să zic așa. Noi avem o problemă în Moldova. La noi naționalismul este bătăvoi, cum s-ar zice în limba rusă, naționalismul de local, să zicem. El nu este deloc conectat cu elita intelectuală. La noi e că omul citit două cărți și el e român. Și gata. El nu deservește cu conținuturi propriul populația lui. Dar oamenii de la țară, ei sunt moldoveni, dar ei nu au... Lor nimeni nu le explică ce înseamnă asta. Deși asta e ok. Da? E că, zicem, un om acum are dreptul și e că eu pot zic, eu sunt femeie, așa? Și tu nu poți nici, nu știu să zici. Dacă eu spun că eu sunt femeie, și trebuie să-mi spui mie her, them, da? Să zicem. Tu cumva ești și n-ai spus să-mi spui tu n-ai dreptate sau tu n-ai drept asta să faci, așa? Dar dacă eu ți-e spun că eu sunt moldovean și nu sunt român, o să găsească 9 oameni din 10 care să-mi spună că eu sunt prost, eu nu știu adevărul istoric, eu n-am citit cărți și sunt om cu ei din ei, eu sunt stalinist, eu sunt unealta lui Putin, eu vreau să-mi ucid neamul și familia și nu știu ce, și eu nu cred în Mihai Viteazul și Getodaci. Asta în genere e crim, da? Deci eu n-am drept să fiu moldovean. Dar eu pot să fiu absolut orice altceva. Pot să fiu femeie, dar româncă. Înțelegi? Și eu nu pot să vorbesc limba moldovenească, că asta dorei non-științific. Dar spune cum asta spupă cu faptul că moldovenii vor... Deci până la vârsta de 25 de ani, să fie bogați, să aibă de toate și fără efort. Asta este lipsa de spiritualitate, care rezultă din faptul că noi nu avem o șiră spinării, o legătură între corp și creier. Pentru că asta și este elita intelectuală care produce conținuturi pentru populația lor. Ea asigură o coerență în discurs, în viziune și în aspirații. Tu nu poți să ai procuror cinstit acum în Moldova, pentru că 30 de ani noi n-am avut o valoare irațională care să-l motiveze pe dânsul să lucreze pentru țara asta. Noi din copilărie îi spunem că țara asta e o greșeală istorică și el nu trebuie să existe. Noi din copilărie îi spunem că el nu există și tot ce a fost și bunica lui greșit și era stalinist. Noi lui îi spunem că noi nu avem viitor ca țară și așa mai departe. Și el ajunge materialist curat. El vrea să fie pădurar, să taie copaci și să aibă 5.000 de euro pe lună. Punct. Asta e visul, să zicem, omului care trece prin sistemul ăsta educațional. Pentru că tu dacă vrei un procuror cinstit, ca în Italia, care se luptă cu mafia, nimeni să se lupte ții cu mafia pentru 10.000 de euro pe lună, nici pentru 15, nici pentru 20, nici pentru 50. Cine sfârșește viața pentru bani? Nimeni. Oamenii își riscă viața nu contează suma. Pentru idee. Pentru idei. Și care este ideea țării? Nimeni nu poate să răspundă la întrebarea asta din politicieni. Deci Republica Moldova nu are o idee a țării. Ea nu este pronunțată. Asta ca și o strategie de comunicare. Tu poți să nu ai scrisă, dar să o faci. Moldova, ca orice țară normală, ea are o societate normală care generează oameni obișnuiți care vor binele comunităților. Asta e un proces firesc în toate țările. Noi avem ideea națională. Nimeni nu pronunță. Dar cum noi să facem societatea sau ce ar trebui să le spunem tinerilor care așteaptă peste noapte să devină bogați, să ai bani, tu făceai trimitere la influenceri, toți se văd influenceri, toți vor să câștige bani rapid, mulți și fără efort. Ce ar trebui să schimbăm în educație sau în mesajele pe care le transmitem ca oamenii să mai vrea să și muncească, să obțină o experiență și după aia în baza asta să mai și câștige? Noi nu avem ce le spune. Republica Moldova nu are ce le spune tinerilor din Moldova acum. 90% din tineri pleacă. Ei nu pleacă pentru că așa e greu. Ei nu pleacă pentru că aici nu-s bani. Ei nu pleacă pentru că aici ar fi ceva super rău.
ei pleacă pentru că aici nu există un cântic, un refren. Nu există o viziune asupra viitorului. Nu există o poveste care să le spună lor care e sensul lor aici. Pentru că noi din copilărie le spunem lor că asta tot n-are sens. Și că acolo e mai bine. Republica Moldova e țara care se topește cu cea mai mare viteză și nu există motiv neapărat economic sau social. Motivul este spiritual. Noi nu avem sens. Asta e problema. Oamenii nu văd sensul de tăi să duc. Pentru că greu de trăit cu gândul ăsta, nu? Hai gând? Să-l găsim, cu gândul că nu avem sens. Să găsim sensul ăsta, să luptăm. Nu știu, unii găsesc sens în a asigura o viață mai bună pentru copii, pentru nepoți. Exact, și tot asta și asta e salvarea individuală. Dar ca țară tu trebuie să asiguri o emancipare colectivă. Tu trebuie să dai un răspuns, deși noi suntem împreună. Deși eu plătesc taxă ca ții să-ți dai pensie. Dar cine ar putea uni? O problemă comună? Un dușman comun ne unește de obicei, dar el unește țările care deja au coeziune, care au ce apăra. Eu nu știu răspunsul la întrebarea asta. Dar la eu noi cineva lupta pentru Moldova. Iată, vine războiul, luptă cineva pentru Moldova. În momentul când el asta să fac, el o să fie împiedicat de toți vecinii. De ce? Pentru că asta contravine viziunii lumii țărilor din jurul nostru. Existența Moldovei este o contradicție. Putin nu înțelege de ce există Moldova și Băsescu nu înțelege de ce există Moldova. Ucrainenii, la sigur, nu înțeleg de ce există Moldova. Dar lor nimeni nici nu le spune. Pentru că noi tăcem. Hai să vorbim un pic despre psihologia maselor. Cum s-a schimbat ea după începerea războiului? Asta e o ipoteză, da? Existența psihologiei maselor e o ipoteză. Hai să vedem, dar cum s-a schimbat psihologia societății în care trăim după începutul războiului din Ucraina? Pentru că am impresia că noi trăim într-o continuă alertă, într-o incertitudine totală. Tu? Este un stres mare în societate. El cumva vine în valuri. Evident că primele săptămâni și prima lună, primele două luni probabil după război au fost foarte traumatizante. Îți țin minte că eu m-am trezit de la sunetul bombelor. Da, eu dormeam cu copilul alături și am înțeles că-s bombe. Și asta marchează. Asta e foarte strașnic. Eu am pus în mașină și am dus la țară. Eu nu știam ce să fie. După asta m-am întors și m-am dus la președinție. Asta era ora 3 sau 4. 4:30 cred că a fost prima ședință. Poate la 5, nu știu, pe 20 de. Păi și cum asta și schimbă? Acolo a fost regim de war room aproape o lună, non-stop. Pentru că erau multe necunoscute, erau multe situații, erau multe complicații, erau un haos total. Adică nici acolo sus... Nu haos nu total, știa. Era haos total în lume. Pe care adică trebuie... nu știa dacă Republica Moldova e și ea țintă... Dar cine dacă... putea să știe atunci? Cine putea să știe? Și cum asta ne-a schimbat pe noi ca oameni? Din păcate a lovit în punctul nostru și așa slab încrederea în viitorul la țara asta și la siguranța. Stai aici, valul ăsta de plecări, el s-a accentuat doar la asta. Dar a fost și o chestie bună atunci. S-a trezit un fel de empatie foarte mare între moldoveni și ucraineni. Și asta e o chestie foarte interesantă în Estul Europei și în Balcani în general. Noi nu știu cum, istoric, suntem foarte aproape de Berlin, Paris și Londra. Și foarte departe de Sofia, Kiev, Coșiță sau Varșovia. Asta e o problemă a periferiilor. Noi cu ucrainenii, în genere, n-am avut comunicare aproape deloc. Cu excepția cazului Platon.
Și cazul lui Smirnov, poate. Și a mai fost acolo un schimb de teritorii, nu știu ce, acolo, șoseaua și la palancă. Dar eu n-am reușit cu doamna președinte să vorbesc despre ideea asta, dar eu cred că ea trebuie realizată și trebuie de creat un fel de Vișegrad. Da? Ucraina, Moldova, România. Pentru Moldova este vital ca România și Ucraina să înțeleagă bine. Și ei nu se înțeleg de la sine. Pentru că cineva trebuie să le traducă. Dar și problema cu canalul, Chilia și cu limba, cumva acum războiul e mai apropiat, dar în principiu eu cred că noi putem fi un traducător. Și asta e vital pentru noi, pentru că dacă vecinii noștri se înțeleagă bine, noi să fim în centru, vorba aceea. Noi să ne mutăm de la margine. Cum încearcă și prin ce metode, de fapt, încearcă Federația Rusă să influențeze procesele politice aici în Republica Moldova? Dacă aș ști, aș fi bucuros. Pentru că resursele care sunt alocate, ele sunt enorme. Oamenii, cunoștințele pe care le au, ei depășesc Republica Moldova, asta e foarte clar. Dacă ne uităm la și scurgeriu făcut disidenții KGB-ul sovietic în perioada anilor 80, așa e și Victor Suvorov, așa e și mai mulți, chiar și generalul Pacepa de România, când ne uităm la cărțile și la metodologiile de dezinformare care sunt folosite, da? Noi vedem că ei deja atunci aveau cunoștințe, operațiuni, testări și abilități foarte țintite pe schimbarea viziunii asupra lumii. Adică acum ei sunt mult mai avansați. Adică noi, evident. Nu că sunt mult mai... Noi avem... Ok, eu nu vreau asta să spun, dar într-un fel joacă Barcelona cu lipsa unei echipe la fotbal. Da? Și în sensul ăsta noi suntem cumva... Ceea ce ne apără este interesul unui alt jucător mare ca să fim apărați cumva, ca să fim sub dânsul, într-un fel. Deci Uniunea Europeană, ceea ce face pentru Republica Moldova, asta e incredibil, asta e generos, asta e masiv și asta e pentru o organizație așa de birocratică și așa de înceată, credeți-mă, foarte costisitor, în sensul că ca un om care nu vrea să trezească, dar el trebuie să el aleargă 100 de metri ca să ne transmită nou ajutor. E liber, puteți să zic, ok, problema noastră. Dar care e miza Rusiei aici în Republica Moldova? De ce ei se țin de noi? De ce neapărat vor să influențeze procese, să aibă politicieni, să aibă organizații, să aibă agenți? De ce? Ai explicații? În primul rând, asta e economic autosuficient. De ce își finanțează resursele din bani, din surplus care se iedise? Ei, pentru noi asta nu e mare cheltuială. Deci, banii sunt pe loc cumva. Ei fac pe loc și ei și el cheltuie. Doi, asta e o inerție instituțională. Ei lucrează pe direcțiile și alea care erau în capitim soi, da? NATO, Vestul, Estul și așa mai departe. Dar treilea rând este ideologia de stat, care foarte clar a declarat Putin că vrea să refacă Uniunea Sovietică. Și Moldova, ca parte a Uniunii Sovietice, este în așa numită bližnie zarubeje și zona de maxim interes. Acum ei s-au mobilizat foarte tare pe referendum. Asta a fost un mare cadou. Referendum. Pentru că dacă înainte la întrebarea cum putem opri integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, răspunsul era vag, dar eu am încercat acolo cu șor să fac proteste, ceva, dar nu s-a primit, altceva. Ei înțeleg la alegerea să fie greu de câștigat alegerea. Dar referendumul, iată, dă cel puțin un răspuns. Da? Dacă să fie nu la referendum, super. Deci eu cred că miza lor o să fie foarte mare pe asta. Adică o să încerce să convingă oamenii? Să nu iasă. E și vede că Uniunea Europeană asta e gay parad, asta e ujasnă, asta e... Dar ei au încercat de-a lungul anilor și nu mai crede nimeni în asta, nu, mai ales că acum noi putem călători. Poți creativ să faci asta. Pe urmă, nu uita că așa numită lehamite de putere, de Maia Sandu, de nu știu ce, că n-au făcut nimic, toate că prețul le-a crescut, că iată și a spus și Platon, că Belarusia, Doamne ferește, se dezvoltă economic și așa mai departe. Toate mesajele astea, ele
să atingă anumite audiențe, pentru că oamenii trăiesc mai greu. Și oamenii când trăiesc mai greu îi dau vină tot timpul putere. Puterea erodează, aflarea la putere te erodează. Puterea în Republica Moldova are dificultăți în accesarea unor audiențe din Republica Moldova. Vorbitorii de rusă și tot așa? Nu numai. Nu numai. Și persoanele vulnerabile. Și familiile tinere cu mici copii. Și oamenii din Găgăuzia care trăiesc într-o bulă informațională care le arată cum să-și facă lor rău. Da, pentru că mă, e clar că ei sunt statici. E clar că asta nu este cumva opțiunea lor democratică. E clar că majoritatea oamenilor de acolo îi înțeleg, ei și-au pus lor chedic într-un fel. Dar nu mai au ce face cu asta. Dar dacă trecem la modul practic, nu știu, să spunem niște persoane concrete, care sunt oamenii rușilor în prezent aici în Republica Moldova? Pe cine ei mizează? Și pe cine din contra i-au scos din ecuație? Eu cred că imizează pe toți jucătorii care cumva pot opri dominația asta a PAS-ului în Parlament. Ei sunt în căutare și într-un casting foarte mare, dar din păcate ei n-au o figură de asta care toți au anumite minusuri, anumite... Înțelegi? Așa s-a întâmplat. Eu nu știu, nou istoric ne-a mers că noi nu avem acum ceea ce a fost Dodonul tânăr. Da? Dodonul tânăr. Dodonul tânăr care s-a autopropus ca primar a Chișinăului și a ales culoarea roz încă de atunci. El a fost cumva s-a mișcat așa masiv și a înlocuit comuniștii foarte repede ca opțiuni politice și a fost foarte sus a ajuns în încrederea cetățenilor. Câștigat legile prezidențiale, come on. Adică... Bun, cu ajutorul lui Plahotniuc. Dar ce s-a întâmplat cu Dodon? Ce l-a compromis? Cu locul. Da, și asta a contat? Oamenii înțeleg ce s-a întâmplat. Așa nu trebuie să ghișești. Oareși eram cu loc. Păi da, acum nu mai sunt alte persoane pe care mizează rușii? Eu nu știu. Poate și sunt. Dar pentru alegerile prezidențiale, ele trebuie să se vadă în sondaj. În alegerile prezidențiale, noi dăm știm cine și rezultatul să ai. Pentru că la prezidențiale, de un an înainte, se vede awareness-ul. Dacă tu un an înainte de alegeri nu ai awareness măcar 50%, tu degeaba, nu că degeaba participi. Tu participi, dar miza ta nu este să câștigi, dar să-ți creezi o ceva politică. Explică asta cu awareness. Awareness-ul ăsta e notorietatea. Asta e câți oameni dintr-o sută te recunosc. Fața sau numele. Da? Brand, așa numitul brand, legătura asta. Că cât știu de tine, să știu, din Moldova, cum crezi? Zilele astea? Dacă vorbim zilele astea, nu. Eu cred că puțin știu despre mine, că nu cred că mulți stau pe online. Dar mulți dacă stau vorbim, pe online, 50% stau. Dacă vorbim despre... Înseamnă că știu un anumit număr de oameni, dar nu cred că suficient de mulți. Dar dacă vorbim despre politicieni, ei apar mai des la TV, ei respectiv apar Obama, mai des la Obama, când era președinte, awareness-ul în Statele Unite era 98%. Adică 2% din Statele Unite, 8 milioane de oameni în Statele Unite, niciodată nu auză de Obama. Când el era președinte. Coca-Cola are 99%, adică 4 milioane din Statele Unite, niciodată nu... Ei nu știu, tu îi întrebi că Coca-Cola. Și zic, n-am idee și asta. Awareness-ul nu e așa ușor de realizat. Dar în Moldova mai asandu ce awareness are? Eu cred că are 95% acum. Undeva. Trebuie de uitat în sondaj. Dar ceilalți? Sunt oameni care nu știu. Uite, eu ieri m-am uitat la un documentar tare interesant. Apropo, este un tip rus din Moldova care a făcut, adică vorbitor de rus, care a făcut un documentar despre consumatori de droguri. Și e tare interesant. Eu m-am uitat și la mine s-a deschis o cu totul altă latură să citeți moldovenești. El a fost și în Chișinău și la Bălți, în locații unde consumatorii de droguri se reabilitează. Și a mai fost și un interviu așa mai extins cu un consumator activ care trăia acolo într-o ușă și toate tragedia lui, el și decidează până la sfârșitul filmului, pare că și oamenii care mai asandu.
Care Maia Sandu? De unde îi știi de Maia Sandu? La dânșii ei trăiesc în altă bulă, ei trăiesc în altă lume. La dânșii geografia e altă. E altfel e decizie, e altfel se comportă. Și noi avem o problemă mare cu asta. Adică sunt mulți oameni. Era un interviu cu un psiholog, copiii la 9 ani. Încep să consumi droguri în Moldova. Bun, asta e o problemă extrem de gravă. E extrem de gravă și consumatorii ăștia sunt mulți, zeci de mii. Și vrei să spui că tu dacă ai să faci, nu știu, campanie electorală, ia să vină și să voteze cu cineva, ei trăiesc în altă dimensiune în genere. Dar ei sunt cetățeni Republicii Moldovei, trăiesc aici. Dar tu ești om din comunicare, cu siguranță tu urmărești anumite persoane în spațiu public și tot așa. Cine mai are un awareness bun în Republica Moldovei? Dodon. Dodon, sigur. La dânsă awareness e mare. Filat, are. Dar la dânsă rating-ul e enorm. Adică nu e suficient să fii recunoscut. Contează și ratingul pozitiv pe care îl ai. Hai să zicem așa. Când tu vrei să vezi cine are șansă să câștige alegerile prezidențiale în Republica Moldova, în condițiile actuale, în sensul când alegeri naționale libere, deschise, democratice, nu sub limiot, ca în Crimea. Cu un an înainte de asta, omul ăla trebuie să aibă awareness 80% sau mai mult. Deci atunci el are șansă. Dacă el are 50%, el, chiar dacă să fie foarte bun și putem să-l aleagă 30% din cei care îl știu, asta să fie 15%. Renato Usatăi, ce awareness are? Cred că 70, 80, aproape de 80. Da. Dar la dânsul acum, nu știu, el nu e foarte activ. Eu nu știu, trebuie de verificat. Tu ai uitat capacitatea lui? Că el se activizează câteva luni înainte de alegeri și tu înțelegi că oamenii din Republica Moldova au diferite viteze de actualizare a viziunii asupra lumii. Tu în fiecare zi te uiți ce se întâmplă. Dar noi suntem o minoritate. Noi suntem 100 de mii, poate. Dar mai sunt încă 500 de mii care poate sara să uită la televizor, posibil, sau odată în 3 zile. Dar sunt oameni care, dacă îl întreb cine e președintele Republicii Moldova, e să răspundă Voronin. Și la ce canal îi se uită, e spune în IT. Pentru că viteza lor de actualizare este, sunt oameni care se interesează de alte lucruri. Nu îl interesează pe dânsul ăsta. Dar dacă îl interesează yoga, pe altul îl interesează agricultura, treilea n-are cu șihănii copchilul, al patrulea are poate are un om cu dizabilități de care are grijă și aghez. Deși noi vrem de la dânsul el să gândească la Renato Usatăi. N-are el timp de asta. Asta e o lecție în comunicare. Dar Ion Ceban? Ion Ceban e cunoscut în Chișinău. El e un fenomen orașănesc. Deci la prezidențiale deja e decis, da? Deja e clar în principiu cam care o să fie. Dacă o să fie alegeri democratice, e clar și ne... Ar putea să fie nedemocratice? Da, eu știu și poate să fie în viitor. Dar dacă vorbim despre strategia de comunicare a lui Ilan Șor, ce face omul ăsta și cât de bine el reușește să spele creierii oamenilor? De ce oamenii încă îl urmează? De ce unii sunt parcă zombați în direcția lui și îl susțin? Partidul lui Ilan Șor nu este un partid clasic de tip, să zicem, ideologie, finanțare, rețea și așa mai departe. El este mai mult o rețea de tip Amway. Înțelegi? Este o rețea comercială transformată în instrument de influență politică. Oamenii care îl votează și oamenii care sunt activi, tăți pe liste, iau cărți de reducere, iau anumite beneficii, prinesc țigări mai ieftine, prinesc farmacia asta, la dânșă vine pâine ieftină și așa mai departe, la dânșă se iartă datoriile la magazin. Deci e o chestie pentru oameni vulnerabili, pentru oameni disperați, care, scuză-mă, te rog, dar dacă, să zicem, Doamne ferește, cineva apropiat mie, eu n-am cu ce-l hrăni, și vine Ilan Șor și îmi dă mâncare? Dumnezeu? Nu că e Dumnezeu, dar oamenii ăștia îs uitați de guvernele Republicii Moldova, în mare parte. În ultimul timp, ei sunt mai puțini, ca, de exemplu, în 2009, nivelul sărăciei era foarte mare. Era vreo 30% de tă la filat, una din ideile lui, ca una din puținile, zicem, proiecte naționale, da? Era Moldova fără sărăcie.
Noi din puținile idei care măcar cumva puteți zice ce a făcut el. Da? E că el poate să răspundă. Eu am făcut Moldova fără sărăcie. Atunci a fost APRA este inventat, a fost ajutorul social, a fost alte chestii, știi? Și din la 29% sărăcie, eu ajuns la 10% sărăcie. Îmi pare că ceva... Eu acum nu știu exact cifrele, dar tehnic vorbind, numărul de oameni care trăiau pe un dolar pe zi a scăzut masiv perioada așa. Noi avem în politică foarte mulți oameni, hai să zicem așa, noi avem în guvernare sau chiar și în parlament, foarte mulți oameni care nu sunt interesați să câștige alegeri. E cumva sistemul nostru de democrație, el e cumva de tip locomotivă-vagoane. Da? Este locomotiva, noi votăm Maia Sandu sau Igor Dodon, dar și acolo, după dânși, acolo pe listă, e cam o a să fie 87-lea, îmi pare că deputat din partea PAS-ului să intre în Parlament, că s-a dus ministrul mediului. Câți din cei care au votat PAS-ul știu de biografia 86-lea om de pe listă PAS? Pe câți l-o convinție ca 83-lea sau 78-lea? Tu știi și ne 29-lea? Nu! Păi fix așa, și cu Slava Platon la Amene sau cu Plahotniuc apariția lui la listele PD acolo, ultimele două săptămâni. Țic! Asta a fost un vagon, o schimbare de vagoane. Locomotiva era lupul. Pe că noi în sistemul ăsta avem oameni care îi beneficiază, îi ajung să exercite puterea. Ca miniștri, ca deputați, ca în alte funcții. Cu zero responsabilitate față de alegători. Și atunci lor tare nu le place când îi spune cineva scrie. Asta e negativ. Ei nu vor acolo să... Ei nu vânează voturi. Ei vor liniște. Dar dacă vorbim de politicienii ăștia care s-au compromis de-a lungul timpului, faptul că ei dispar din spațiul public, informațional, și reapar peste câțiva ani, asta îi poate salva? Eu nu știu niciun caz. Nici eu nu știu. Moldovenii nu iartă. Dacă opinia publică a decis că tu ești hoț, eu nu știu, poate să nască așa un om, sau poate el este printre noi, eu nu știu, dar mă întorc înapoi la psihologia, la paradigma rob-stăpân. Sunt mulți moldoveni care nu pot înghiți pe Maia Sandu, pentru că în viziunea lor, ca să pui moldovenii să lucreze, trebuie să dai un cior în cur. Și ei spun că, cum Maia? E ca Voronin. Da, el face acolo, să zicem, mănăstirile. Și el când intra preoții erau drept, toți erau așa de așa și el zice și așa, mâine și așa a făcut, ce era făcut, da? Dar se vorbește că el și un prim-ministru l-a bătut la Condriță. Deci cumva, iată, da? Și filat, el doar tot vrea și ca Voronin numai cât de-a nostru, da? Pro-european. Așa. Dar care e rolul lui Vlah, Guțul? Că văd că și ele, dacă vorbim din perspectiva de comunicare, care ți îți place să o analizezi, s-au activizat. Percepția Irinei Vlah în rândurile alegătorilor moldoveni, pentru mine, este o mare curiozitate. Eu văd eforturile depuse, eu m-am uitat chiar și la fotografiile de la grădiniță, asta în genere e dincolo de bine și de rău, să intri într-o grădiniță, să te fotografiezi cu copii străini, asta mi se pare. Ca părinte, eu sunt sigur că dacă asta era copilul meu acolo, eu ceva făceam, adică... Dar mă rog, și în cimișlia, adică foarte ciudat. E pentru mine ciudat, e pariul ăsta pe Irina Vlah. Dar cine pare... pariază pe ea? N-am idee, cineva doar finanțează tot asta. Ies îmbrac, îți duci, nu se fotografiază, asta costă. Ce e faci? Cine îi dă? Bă, eu nu știu. Cineva îi dă. Cineva crede că ceva acolo se întâmplă. Posibil. Nu știu. Dar încă ceva. În comunicare noi nu lucrăm cu metal. Noi nu putem prevedea tot. Nici chiar mult. Noi putem prevedea puțin. Pentru că oamenii zvi. Schimbă tot. Permanent schimbă. Sursele de informare, modul de informare, modul de luare deciziilor, comportamentul, reacția. Dacă e vorba de ceva emoțional, în genere e imprevizibil. De asta este și alt pericol cu referendumul și alegerile, pentru că dacă ați fi un val de este de emoții, fie că e repulsie, fie că e greață, fie că e de protest, el poate să țâșnească într-o direcție neașteptată. Cum s-a schimbat opțiunea după 7 aprilie. Acolo a fost foarte multe emoții. Și asta a schimbat. Moldovenii decis că nu. Noi așa nu vrem. Noi nu suntem belaruși.
Cât de mult influențează, iarăși, canalele astea de comunicare, cum ar fi TikTok sau Telegram? TikTok-ul e masiv. El, ca procentual, ca impact, încă nu e așa de mare, dar ca reformatare a viziunii asupra lumii a participanților e grav. Chiar dacă acolo sunt falsuri, chiar dacă sunt pe niște TikTok, chestii... majoritatea sunt în Rusia. TikTok-ul moldovenesc. Consumatorii moldoveni de TikTok în conflictul Rusia-Ucraina e unica rețea de socializare în care majoritatea sunt în Rusia. Dar cum explici asta? Influența Rusiei? Conținut. Conținut promovat. Nu e doar Rusia. Rusia dar e mică. În Republica Moldova ies că ei susțin forțele pro-ruse. Rusia e mică. Este China. Aha. TikTok-ul e chinez, asta e. Și el poate influența algoritmii ca să le recomande. Uite, China, ca să înțelegi, e centrul lumii, tot timpul a fost. Nu e, în sensul că în viziunea lor asupra lumii este China în centru. Restul tot asta sateliți, da? E deși nu se extinde, China are unsduși, e deja are tot, da? Într-un fel. În viziunea lor, felul care chinezii își construiesc relația cu alte țări, este un principiu foarte interesant. Ei fac strategie relații bilaterale pe 500 de ani cu țările care existau 500 de ani în urmă. Pe 100 de ani înainte cu țările care existau 100 de ani în urmă. Și cu țările mai tineri de 30 de ani ei nu fac nicio strategie în genere. Adică, ele cum apar așa? Ele nu sunt văzute. De ce iată vestul așa de greu înțelege reacția Chinei la ceea ce se întâmplă în Ucraina? Din perspectiva vestului se încalcă o lege foarte gravă a suveranității statelor, a frontierelor, a Organizației Națiunilor Unite, a Tratatului la Stockholm, a Tratatului de garanție a independenței și Ucrainei, care semna de Rusia. Adică se încalcă lucruri foarte grave. Din perspectiva chineză, încă nimic grav nu se întâmplă, pentru că Ucraina ca țară e foarte tânără. Asta e ceva așa, tu știi cât idee este a fost. Și de atâta, pentru noi și Rusia cumva există, da? Japonia există, foarte concret există. Dar Statele Unite, așa, cumva, mai... Sunt valori. Și e o perspectivă interesantă, pentru că ei e foarte diferită de a noastră. Dar cât de mult influențează opinia publică ceea ce se întâmplă și se promovează pe TikTok și pe Telegram? Am spus, există un comportament clar diferit față de la consumatorii de TikTok față de alte rețele sociale. Și cât de mult va conta asta la prezidențiale sau la parlamentare? Nu știm. Rețelele astea... Eu nu știu. Poate este în Moldova cineva care știe, dar monitorizarea activității pe TikTok este o problemă acum. Și multe țări au problema asta. În Congresul SUA au fost recent hearings, cum se numește, o comisie specială pe tema TikTok. A fost chiar și CEO-ul TikTok-ului, un băiat din Singapore, foarte drăguț. Foarte bine pregătit. El chiar recomand interviul cel mai mic, tare mi-a plăcut. Rețeaua asta se popularizează extrem de rapid. Ea este de necontrolat. Dar e o soluție ca aceste rețele să fie controlate într-o formă sau alta? Cum ar putea Moldova să controleze rețelele astea? Nu, ceea ce se întâmplă cel puțin pe teritoriul Republicii Moldova. Moldova închide Facebook-ul pe o zi. Cred că piața mare în rețelele și 50.000 de oameni care zic, deschideți debililor Facebook-ul. Eu vreau să pun like-uri. Ascult, la noi două ceasuri nu a fost Facebook. Și lumea era panicat, nu știa ce să facă. Și mai aveau și din Instagram. Din sate mă sună. Instagram, da, ce s-a întâmplat? Eu și vreau profilul, trebuie să mă ajut. Nu au frate la nimeni, tot sau problema asta. Nu știu. Dar Telegram-ul? Este vreo monitorizare, care e percepția ta? Ce se întâmplă pe Telegram? Acolo apar cele mai dubioase chestii, falsuri la pachet cu mici adevăruri, pe unele canale din astea care sunt evident pro-ruse, cu instigatori la ură și violență și tot așa mai departe. Părerea mea este că Telegram-ul este o aplicație de urmărire. A ce? A consumatorilor Telegram, cei care au aplicația. La fel ca companie de taxiuri și așa mai departe. Asta este unul din instrumente. A, de urmărire a utilizatorilor? Absolut. Ok.
Dar cum influențează opinia publică? Dar asta e părerea mea, asta e bazată pe o intuiție, hai să zicem, o intuiție feminină de româncă pe care eu am. Okay? Dar cum influențează opinia utilizatorilor sau a publicului? Acolo obiectivul nu este crearea opiniei. Acolo obiectivul este manipularea formatorilor de opinii. Pentru că cei care se uită în Telegram sunt jurnaliști, polițieni. Omul simplu nu citește canalul Telegram. Asta tot devine după asta mesaje secundare, terțiare. De acolo se începe ceva care legitimează preluarea de către un site, după asta site-ul acela devine știre, după asta point am de 700.000 de vizualizări și pe urmă trezești cu o campanie care a avut loc și care e că tot parcă e de la nimic. Realitate, da? Nu de la nimic. Nu de la nimic. De la ceva concret. Așa, majoritatea jurnaliștilor și emisiunilor TV vorbesc despre politică, politică și iarăși politică și asta prezintă interes pentru public. Tu ai explicații de ce talk show-urile astea despre politică, unde se vorbesc aceleași lucruri în fiecare asta seară? Asta e unica noastră telenovelă. Omul are nevoie, acolo pe ecranul acela virtual, să iei niște personaje care fac sex, se trădează, nasc copii, se duc, se alează, se bat, câștigă, se duc la închisoare. Tot asta trebuie să fie. Și unica noastră telenovelă e politica. Noi nu avem nici film, nici fotbal. Noi nu avem nici zvizdăuri. E ca unica și un pic, eu sper, cumva ajută, asta e ca fenomenul ăsta de influencer. E ca el a început o leacă să mai devieze de la politică, atenție. Adică oamenii se mai uită la Diana Balerini sau cum acolo. Ia zi ce influencer mai știi și urmărești chiar. Katie Black. Katie Black pentru familii tineri, pentru mami tineri, e aur. Acolo, dacă ai praf de spălat sau casă de vândut, acolo trebuie să duci. Ilie's vlog, eu îl urmăream foarte atent, el a dispărut, din păcate, dar el avea el era soft power moldovenesc. Copiii din România se uitau la Ilie's vlog, ei vineau din Constanța. Noi n-am avut niciodată așa figuri care să aibă așa influență în România și să promoveze imaginea Moldovei în România, cum a fost Ilie. Da, din păcate, eu nu înțeleg ce s-a întâmplat. O renunțat cu hate-ul ăla la adresa lui. Da. Ia mai zi din ce e activ acum, pe cine urmărești? Pe tine te urmăresc, e că ai văzut că te urmăresc. Dar de două ori ți-am dedicat să-i... Asta, Nat Albat, evident. Dar care e două ori? A, deci primul video și acum interviu? Primul, când tu ceva cu Dan Bălan ai zis de moldoveni. Da, am zis că moldovenii ard pe rug. Și... Am zis-o bine atunci, că cum te ard pe rug moldovenii, exact. N-o face nimeni. Și eu, ca femeie româncă, m-am autosesizat și am zis, eu nu criticat moldoveni. Că s-am tăcoi, vorba așa. Și ceva am scris eu acolo, nu mai ți-am minte. Totul. Și toți. Bravo, Ioan! Asta a fost... Bine că mi-ai pus la punct! Da. Pur pe hype. Asta a fost pur pe hype. Așa. Și amul a fost pe hype, în principiu. Dar cumva eu simțeam nevoie că tot asta se duce... Deși eu am comentat despre interviul ăsta cu Platon. Evident că tot asta se duce într-o neorlăială de asta neplăcută și eu simțeam că e nevoie cineva să pună rațional lucrurile la loc, ca oamenii să înțeleagă, băi, că nu se întâmplă nimic grav, că este făcut așa, pentru că e așa. Așa, hai să revenim la influencer, că era prea interesant acolo. Mai zic câteva nume. Influencer, pe Angela, evident, Staffi, o urmăresc. Angela Staffi, da. Ea mi-a fost profesor la filozofie. I-am făcut și un interviu fără protocol cu ea, foarte bun, apropo, să-l recomand, îl pun pe aici, pe undeva pe sus, uitați-vă. Pe Chris Miron, da. Pentru că strășenie ta silă. Și e interesant, e spontană, e fantastică, eu știu de mult, eu știu înainte să fie influencer și e o persoană cu care e super să fie alături. Deci e caldă, e interesant, are simțul umorului foarte bun. Hai că o spun și interviu cu ea. Aha, undeva. Okay. Deci tu îi numești cei care au fost la mine la interviu, așa, la pe rând? Hai vei zi vreunul, cine te... Cum o cheamă? Titania. Titania, ea face Titania. Podcast. Mie îmi place cum și energia care se creează la dansă. Că ea nu știu cum pune oamenii să ajungă în zone din viața lor cumva, nici nu, între personalul și secret, da? Ei acolo pot spune lucruri care în altă parte nu le spun. Așa. Hai mai zi influencer pe Instagram. Stai pe story acolo și faci click-click? Eu nu știu dacă pe Instagram... Nat Albot, evident. Nat Albot. Pentru mine e un fel de... cumva om care face același lucru, dar în altă dimensiune.
Adică Virel Mărdar era pentru mine așa un om. El făcea fix și făcea meu, numai că el făcea în zona asta imaginarului, știi? Care e foarte importantă zona. Și noi așa creativi nu am mai generat. Din influenceri... Ce scandal ți-a tras atenție cel mai mult? Scandal? Uite, n-a să uit niciodată în viață când Katie Black nu a fost aleasă mama anului. Deci asta a fost o mare tragedie. Tu nu ți-ai minte scandalul ăsta? Pe bune? Deci serios, tu ai urmărit asta? Absolut. Asta e savuros. Da, ea atunci a avut și câteva storii în care au vorbit despre asta. O urmăresc pe... Scuzați-mă, vă rog. Ce face ea? Soțelul Teodor Cărnaț. Marina Cărnaț. Marina, da. Pe Marina. Îți place Marina? Eu admir familia și ori și... Adică pentru mine, asta e chiar mamă eroi. Eu nu știu de ce titlul ăsta nu mai este. El trebuie pus. Mamă eroină, da? E mamă eroină. Păi, dar tu ai văzut că și ei s-au confruntat eu cu reacții și hate din partea publicului. Eu cu copil nu dovedesc nic, serios. Eu nu știu cum acolo e. Cred că s-a o grijă unul de altul, eu nu știu. Katie Black poate să ajungă, apropo, de urmă. Eu tare susțin și vreau ies... Nu, el se oprește la 4, sorry. La 4? Nu știu. Da, asta e informație de ultimă oră. Katie Black a zis că... Eu cred că asta e unica știre care nu e în generator. Vezi cum m-ai adus la bârșe. Vezi cum totuși îți tragi. Păi, dacă tu ai zis acolo că la Dorin Galben, deci eu aduc zeci de medici, zeci de artiști și tot așa, și că ăla face cancan, bârfi, și, dar nu, oricum... Nu, eu m-am uitat la cele mai populare videoclipurile tale și tu... Păi, normal că ai văzut Alisa Bounty... Ascultă, tu ai de dar eu scurios cum intră lumea la mine. Ia să intră la Dorin Galben. Ok, le dau la cele mai populare și să uit acolo. Așa, actriț porno, politician, așa, ok, clar. Nu, măi, ai clickbait-uri. În contextul ăsta vreau să te întreb de fapt, de ce mai puțin oamenii urmăresc ceva științific, educațional? Chiar dacă este content din asta. Dar solicită, Dorin, adă oameni de la care avem ce învăța. Era o emisiune fantastică a lui Alexandru Gardon la NTV, pe vremea când în Rusia încă era televiziune. El primul s-a transformat într-o lepră de om. Dar emisiunea aceea, el invita iată, oameni de știință formați în Uniunea Sovietică, de obicei oameni bătrâni, și îi ține o oră jumătate într-o temă super complicată. Era emisiune cu tablă. Deci acolo ei explicau pe fizica cuantică, pe istoria Lituaniei, pe teoria evoluționistă a genului. Și privea cineva? Eu, în fiecare seară, el încă nu era online, și ele erau difuzate la 1 noaptea. În fiecare seară mă uitam. Asta era super interesant. Și erai tu ele și doi de al de tine? Era Vitalie Bătăr, eu lucram la antena aceea atunci. Noi eram doi fani al lui Gardon. Dar întrebarea e de ce oamenii se uită mai puțin la ceva educativ și științific? Și mai mult la cancan, ceva așa scandalos? Noi suntem o civilizație care vrea să se distreze. Și pe TikTok. Swipe. Și attention span-ul nostru scade. Pentru că, în fine, motivația omului care citea romane sub pat la lumânare ca să nu prindă părinții la 16 ani în Uniunea Sovietică și se mândrește cu asta. Și omul, tânărul care stă pe TikTok și face așa fix așa sub o gheală la un noapte, ca manifestarea comportamentului uman, este aceeași manifestare. Pur și simplu atunci ei încă nu puteți să facă așa, e de pagini, știi? Dar e dorința, dar asta generează foarte multe consecințe care noi trebuie să fim conștienți. Omul e deprins cu lumea virtuală de foarte mult timp. Noi avem vise de când suntem. Și creierul nostru, 2 secunde după ce noi visăm, șterge visul. Pentru că la noi în creier este un mecanism foarte clar care discerne realitatea de virtualitate. Și aici și pot spune mâna, e că eu știu că este scaun. La mine în cap, asta e o consecință a unei convergențe a tuturor percepțiilor mele, da? Sistemelor mele de percepții. Toți senzorii mei îmi confirmă. Și, dar tu când vezi acolo, nu știu, un fotbalist, doar asta îți confirmă.
Dar nu-i doar asta. Însă și ecranul ca idee, el este o virtualitate. Deși când citești o carte reală, e, se află în spațiu și la tine funcționează altfel percepția și ținerea de minte. Dar tu faci așa, și două secunde s-o șters. Pentru că asta e vis. E că oamenii se uită mult la noi, dar asta e vis. De că eu noi sper... doi, dar pentru noi doi. Că asta e real. Eu sper că oamenii o să țină minte câteva chestii pe care le-ai zis aici, pentru că le-ai zis tare bune. Întreb pentru un prieten. Uh-huh. Întrebări scurte, răspunsuri, cum îți vin? Ok. Este așa rubric? Dar ce la Platon nu a fost? Cum nu a fost? A fost? Ia să te mai uiți încă o dată, vreo 4 ore. Ișim, bun, că nu au fost chiar scurte răspunsurile lui, întrebările mele erau scurte. Ea este peste tot. Vezi că nu te uiți până la capăt, n-ai răbdare la interviu. Nu, chiar te-ai pregătit. Crezi în Dumnezeu? Da. Ce sau cine este Dumnezeu? Tot. Cum explici că într-o societate în care cât 98% se declară creștini ortodoxi, există atât de multă răutate între oameni? Parcă e un paradox, parcă se bat cap în cap. Uite, într-un moment, dacă ești educator într-o grupă de copii de 4 ani, ei o să se bată, o să împartă jucării, o să plângă. Tu ai să-i condamni? O să încerc să-i despart. Da. O să încerc să-i ajut, să-i ghidez. Așa și oamenii. Ei n-au răutate. Tu nu poți să zici că oamenii au răutate. Da, interesul lor uneori se ciocnesc. Uneori se întâmplă lucruri că noi nu înțelegem tot. Dar... N-au răutate. Adică atâtea trădări. Adică atât de multe dezamăgiri. Astea-s cuvinte, vorbi. Nu ai avut trădări, dezamăgiri în viață? Tu ești Filat. Tu ești Platon. Tu ești Putin. Tot asta e o manifestare la așa și energie. Tu nu poți să ieși și zici, deci tu ești trebuie pedepsit. Înțelegi? Asta a fost pedepsit. Dar nu de răutate. Așa, cât de mult contează pentru tine? Da, interesant că eu exact de aici să l-am arătat. Eu nu știam, dar ce s-a întâmplat acum? Eram eu la liceu și am avut o idee foarte inspirată. Eram la cămin, ca să nu facem gălăgii, aveam o ghiră de asta de vreo 5 kg. Și cu un coleg de meu aruncam de la unul la altul, făceam noi așa sport. Și mi-au căzut și eu de frică să nu se audă jos la vaptiorșă, am pus mâna și mi-au prins degetul ăsta și mi-au rămas. Și iată așa deget am eu. În fine, cât de mult contează pentru tine opinia celor din jur? Foarte tare. Și te afectează dacă te judecă cineva? Nu. Eu cercetez pentru că eu lucrez. Asta e obiectul meu de muncă. Asta e cum e pentru tine, nu știu, studiul. La mine pe masă sunt audienții. Dar dacă cineva te judecă, te critică sau vine cu sfaturi, ții cont? Eu încerc să înțeleg. Uite, eu am un reflex, dacă cineva îmi corectează limba română, eu corectez. Dacă eu am făcut o greșeală, pentru că, mă rog, o virgulă... Eu principal scriu cu din I, dar asta e cumva pentru că așa eu am fost învățat în clasa 1-a, 2-a și n-am văzut motive să-mi schimb. Dar în rest, dacă într-adevăr eu acolo nu, ceva am încurcat sau poate din greșeală, eu tot timpul corectez. Mie mi se pare că în spațiu public, cuvântul scris, el trebuie să fie în limba literară, pentru că asta cumva ne ține împreună, știi? Dar vorbim deja cum ne vine. Absolut. Pentru că vorba, ea trebuie să fie cursivă. Eu vorbesc 7 limbi. Română, e nu în top 5. Ca calitatea limbii. Pe bune, ia, da. Zi. Pentru că română a fost foarte tare ciuntită. Doar turca, din cele care le știu, e mai într-o problemă mai mare. Adică tu le vorbești pe bune? Da. E bun. Engleză, germană, franceză, rusă, arabă și română și turcă. Franceză, engleză, arabă. Da, deci arabă de unde? Arabă că am învățat-o. Și grea? Pentru noi, da.
pentru vorbitorii de ivrită sau de cușită hamită, mai simplu decât română. Și ea are araba și rusa. De ce noi avem problema asta, moldovenii, cu exprimarea? Rusa e mai plastică. Română din cauza ciuntirii, că eu exclus cuvinte slave, cuvinte turcice, cuvinte nu știu cum. Pe urmă, au introdus chestia asta de prestigiu a limbii franceze și franțuzizarea și așa mai departe. Ei au pierdut și milioane de oameni timp de generații au introdus în creativitatea asta lingvistică. Și au făcut-o mai... Pentru că limba asta e structura creierului. Limba e structura creierului. Da? Noi avem un creier cu potențial și el în copilărie se transformă într-o limbă. Și noi ne încintit-o pentru că noi credem că suntem mai deștepți ca Dumnezeu. Și că noi dacă vrem să știm latinea, trebuie numai decât ceva să facem. Trebuie să știm ca franțuză. Că e urât glod, trebuie să știi noroi. E urât pătlăjică, trebuie să știi roșu. E urât acolo, nu știu ce. De ce de multe ori nu cei mai dotați cu calități și virtuți ajung în vârful puterii? Pentru că asta e condiția, măi. Pentru și un om normal, întreg la minte, s-ar duce la putere. Hai că ofensezi acum multă lume. Da, e problema lor. Dacă pe dânsul ofensează anonim pe internet, apoi lasă ofensează. Noi mai avem elite care ar putea face o schimbare? Schimbările tot timpul se produc. Acum elitismul și importanța elitelor scade. Pentru că e o democratizare totală a exprimării. Deci Academia de Știință și Ministerul Educației au o problemă cu propaganda. Pentru că oamenii, realitatea țâșnește. Da, înainte era ușor să... Acum, gata. Acum, tu mă înțelegi, înseamnă că eu vorbesc corect. Punct. Și schimbările interstatale acum. Dar asta eu știi când... E ca amestec și... Și ouăle cu laptele, faci blinele, da? Uh-huh. Și după asta dau și făină câte leacă. Și acolo începe să se formeze așa, aluat. Noi suntem în procesul ăsta, el nu e bun sau rău, nimeni nu vrea să ne ucidă sau să ne distrugă. Pur și simplu are deja amestecul ăsta care noi l-am făcut aici, el deja crește, da? Într-un moment, el deja tot crește și crește. Și influențele astea sunt de echilibrare. Ele nu noi ne simțim acum cumva amenințați. Dar în realitate asta e un proces de echilibrare. Țara noastră este capabilă să se autoguverneze. Absolut. Nu-i nevoie să fie mereu sub papucul cuiva. Niciodată nici o țară nu a fost independentă de orice, ca un vacuum. Da? Noi tot timpul am fost legați. Deci sunt anumite lucruri care sunt dependenți. Noi suntem într-un sistem internațional de relații. Dar în măsura în care noi definim o țară, noi suntem o țară, noi ne autoguvernăm de mult. Adică noi nu trebuie la nimeni să demonstrăm. Tot la noi e ghine. Sunt drumuri, sunt... COVID-ul a arătat că noi, decât multe țări dezvoltate, avem sistem de medicină care funcționează, sistem de... avem poliție care funcționează, pompieri, tot este. Adică asta ar putea funcționa și pe termen lung, în contextul în care nu o să vrea cineva să se implice. Lumea se schimbă. Eu nu știu dacă în genere țările mai pot fi așa mici. Pe viitor. Eu cred, Uniunea Europeană pentru mine este un model nou, da? Un model a viitorului, de cum trebuie să arate lumea. Și Uniunea Europeană, ea nici de cum nu trebuie să rămână europeană. Eu văd Iranul european, eu văd India europeană, eu văd Uniunea asta ca extinderea Uniunii Europene, asta nu e geografic și nu e naționalistă și nu ține de Europa. Ea ține de un model nou de creare a unei structuri funcționale care să diminueze conflictele între țări. Pentru că e un proces de pace. Ce face greșit actuala guvernare din perspectivă de comunicare? Nu lucrează cu audiențele, dar lucrează cu mesajele. Ce îți place din contră la actuala guvernare? Mai Sandu. Eu cred că pentru noi asta e așa un cadou. Pentru că în mod normal e că dacă tu ești la țara asta, la oamenii din țara asta, noi trebuia să fim guvernați ca și Bulgaria, ca și România, ca și alte țări. De niște mafiozi de ăștia locali care e ca eu împart proiecte pe drumuri, tot asta de corupție, de ușori, platoni, e ca așa ceva noi trebuie să avem. Dar iată a apărut așa o figură. Și asta e o figură foarte ciudată. Nu, dă-mi alt om din Estul Europei, de așa învergură. E clar că
în jurul ei nu sunt oameni la nivelul ei. Și este o tendință mai tristă când oameni foarte buni pleacă, din diferite motive. Și alții nu previn, pentru că cumva este acolo o, să zicem, un blocaj. Este un blocaj în modul în care e organizată echipa de acolo, care nu permite creștere. Și Ion, ce contează cu adevărat în viață? Bucuria. Să faci lucrurile cu bucurie. Că am venit aici așa, mă, sunt bine. Eu nu am regrete, gânduri, planuri, nu știu. Eu te aflu în moment. Și dacă accepți asta cu bucurie, Dumnezeu se bucură.